Neamul. Da. Excepțional. Îmi permiteți să v-am prezentat pe dumnealor. Acum, pentru știința dumnealor, vă pentru ca să informăm și cine participă. Da, chiar vă rugăm. Pe o parte știți, pe o parte nu știți. Deci, în afară de clanul meu aici, de la clan începe cu profesoana Amalia și așa mai departe, Iscu, tu ești tot în clanul Iscu. Deci, doamna profesor universitar, doctor Sândulache Luminița, doamna profesoară Stănilă Veronica de la Moinești, domnul patriarhul nostru, Petrică Colăcel de la Comănești, domnul Lovin, mare profesor din Moinești, pensionar. A intrat în rând cu lumea, de fapt, mare majoritate aici, pensionar, afară de copii ăștia care la grădiniță. După aceea, domnul profesor Vasilică Bia, fost director la școală coordonatoare. După aceea, preacucenicii părinți, Parferi Mitic, Dumitru, Vasile Popa, fostul Protopop, Petrică Moraru și domnul Arpad Borbu. Apoi, doamna învățătoare Fimica Grigoraș, doamna profesoară Bujor Ofelia, vestită profesoară de matematică de la noi, doamna profesor doctor de la Piatra Neamț, Zaharia, nu mi-ești Zaharia, Simionescu Elena, da? Știți dumneavoastră, da, dumneavoastră a fost coordonator lucrării de doctorat. Și acum, pe acolo, ceva așa, și acum, puiul Biberi, domnul profesor de la Cernu, un mare om, profesor de istorie, cu soția lui, doamna Imea. Și acum... Puiu, dacă vrei, poți să vii încoace. Am greșit pe cineva? Domnul învățător Bujor, iertați-mă, nu v-ați dat după cot. Haideți încoace, da. Unde bine. Acum, programul nostru o să fie întrerupt de câteva momente cu băieții aceștia. Da, urături, obiceiuri de anul nou, unele melodii și alte lucruri frumoase. Tot pentru dumneavoastră, o să vorbească destul de mult, am zis. Foarte frumos și minunat, domn profesor Lovin, domn profesor Colăcel, domn Stănil, domn Sândulache și oricare altcineva care mai vrea să ia cuvântul, inclusiv preacucernicii părinți. Și sora mea, Maria Iscu, care este o mare figură literară. Eu chiar aș vrea să vă văd în realitate, pentru că transfigurați v-am văzut. Transfigurat în carte, bineînțeles. De personalitatea asta este. Vă știm deja. Spiritul familiei, așa mai știu. Domnul profesor Dănină, înainte de a deveni serioși, luminați-mă și pe mine, că sunteți gramaticianul județului. Care e pluralul de la Iscu, dumneavoastră? Uite ce plural e aici. E o pluralitate de vedere. Gramatica, cum sună? Trebuie să stabilim aici, nu plecăm până nu stabilim asta. Care e pluralul de la Iscu? Tocmai, e o convenție asupra căreia trebuie domnul să... Domnul Danilo stabiliți și cum se numește comuna, Poduri. Dar când e la genul, la cazul nominativ, Poduriul, este vorba despre... Am vrut să vă întreb, cum să fie Poduri? Nu. Trebuie să fie Poduriu. Ca la Bălți de la Republica Moldova, da? Nu Bălțile. Nu Bălțile, ci Bălții, spun ei, Bălții sau Bălciul. Ca să fie după canoanele academice. Acum mă bucur că domnul Petrică v-a făcut introducerea, exact. Dumneavoastră sunteți invitați. Ne-ați dat tema până la sfârșit și te rezolvă. Curarul de la Iscu. Corect.
Dar veniți acum. Numai un secund. Doamna Garbi, bine, profesoară de muzică, ne va face o surpriză. Pentru că ne-au auzit mai sunt. Pentru că ne-au auzit. Și poate mai Cum se numește? Reprezentanța ai grupului Resurrectio din Moine. Liceul teoretic Doamna profesoare, tot cu dorea. Doamna ne aparține nouă în Moine. Sunt fica... Ce că doamna ne aparține? Suntem până la Moine și vedeți? Da, da. Să cu... Noi suntem cam dezavantajați aici. Nu putem uita la... Florile d'albi, fă plinii
mulțumim foarte mult. Da? Vă mulțumim, copii. Sunteți minunați. Toată poezia de Moinești în voie, să știți. Și de muzică. Și de muzică. Și colaborează cu Madrigalul, Gabriela. Resurecțio, am reținut. Resurecțio cu Madrigalul la București. Au fost nenumărate ori. Tovar general, în timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic. Vă prezint pe doamna primar. Apăr mai târziu ori un pic, bine ați venit. Vă rog să vă luați loc aici, aici lângă domnul. Înseamnă că trăim în prim matriarhat. Da? Trăim în prim matriarhat. Asta ați spus, dar de mult, dacă trăiți bine. Nu, dar bine, bă, asta, dar nu m-ați lăsat. Uite de asta, bă. Stai să vă dau ăsta. Stai, bă. Și de acum dumneavoastră îi conduce. Așa de conducător, așa de bun conducător, bun conducător de ce, de tensiune, de electricitate. Eu zic să, în primul rând, bună ziua, bine v-am găsit. Propun să stăm așa, ca la un coloviu, da? Și să spunem ce avem de spus și avem multe de spus. Subiectul este foarte generos, dar... Ceva totuși ar trebui spus înainte de toate. Ce să vă zic, suntem între sărbători, e și aceasta o sărbătoare, una specială. Știam că va fi așa ceva la poduri. Mă bucură că a fost ales acest punct, acest loc, de la zic locație, dar nu zic nimic. Și Doamne ferește, deci acest punct, sigur, îi mulțumim doamnei primar că ne primit în casa dumneaei. Normal, casa poporului. Casa comunității, da. Și este vorba, cum spunem, de o lansare de carte care merge într-o succesiune, este o serie de lucrări pe care le-a scris Gheorghe Șanicu. De la bun început aș vrea să menționez că aici se află un om care prin aceste cărți a făcut un serviciu uriaș comunității locale. Cred că multe alte așezări ar trebui să fie, să spunem, nu geloase, dar admirative în raport cu ceea ce a făcut Gheorghe Janiscu. Câți dintre primarii din țară nu și-ar dori să aibă un astfel de om care să le așeze în pagini de carte istoria localității, dar într-o manieră care, pe de o parte, se îndreaptă către meritul dumnealui, dar pe de altă parte este un gest, aș zice, prea cu ce nici părinți să-mi îngăduiți să spun, aproape creștinesc. Adică a avea în spate, cum se spune, înainte, la precursori, cum le spunea Octavian Gogol, la precursorii noștri, a avea o istorie aparte, cum are Comuna Poduri, și face din aceasta un subiect literar, nu e la îndemâna oricui, dar este, repet, o obligație. O obligație pe care și-a asumat-o Gheorghe Șanmiscu și la care cred că a concurat și un pic de noroc, de baftă, cum se spune, un pic de noroc, adică să vină să-ți bată cineva în poartă și să-ți spună, știi, eu sunt, de fapt, vin din Dobrogea și sunt din neamul Iscuriilor, stabilim noi până la urmă cum este, Iscureștilor, stabilim noi cum este până la urmă, dar sunt din neamul dumneavoastră. Neluțunici, uitați-vă, la poartă la Dumnezeu. Exact. Da, director de la Valea Jurta. Da, nu, este, adică ce se întâmplă astăzi aici, e foarte, ar fi o foarte bună lecție de textologie, se numește, de ceea ce înseamnă generarea unei opere literare din fapte autentice. Repet, deci o obligație aproape, dar și un noroc. Repet, să-ți bate cineva în poartă și să-ți spună povestea familiei în câteva minute, eu știu, chiar din care să rezulte o lucrare, un șir de lucrări, de fapt, în care
Există categoric, există materia ficțională, nu se poate altfel, n-ar fi, ar fi pur și simplu o monografie. Și deși este și aceasta o monografie, doamna Grigoraș, doamna profesoară Grigoraș, care a făcut monografia Comunei Poduri și... Doamna Grigoraș a făcut-o, dar nu e aici. Da, a avut un deces în familie la Cernu, tatăl ei. De, e prima obligație a unei comunități să aibă o monografie cu caracter documentar, așa cum a făcut doamna profesoară Grigoraș, dar aici este o altă monografie pe care și-ar dori-o iarăși orice localitate, având sau nu, dar dumneavoastră aveți așa ceva, un astfel de sâmbure de, de realitate istorică. Eu țin legătura cu cei din Dobrogea, acum 2-3 zile m-a sunat, se numește Emanuel Rujanski, un luizian, a trebuit să se numească, un locuitor al comunei Luizii Călugăra, care acum 50 de ani a mers în Dobrogea și este în satul Oituz, din comuna Lumina, un sat care a fost întemeiat ca și cei din, care au plecat din poduri. Cei din poduri s-au cam răspândit prin alte localități, dar cei de la Luizii Călugăra au rămas într-o comunitate compactă, asta acum decenii bune în urmă, când știți foarte bine s-a produs acea împroprietărire a eroilor din război și așa mai departe, dar două comune au fost atunci în atenție, Luizii Călugăra și Poduri. De la Luizii Călugăra, repet, a rezultat această comunitate compactă, care în amintirea Oituzului nostru istoric s-a numit tot Oituz. Oituz, comuna Lumina. Ei bine, m-a sunat Emanuel Rujanski să-mi spună că pregătește monografia comunei satului Oituz. Am fost de două ori până acum acolo și voi merge și în anul următor, dacă mă ajută Dumnezeu. Și de asemenea, în Dobrogea se afla, din păcate, nu mai este printre noi, la 50 ceva de ani ne-a părăsit, directorul Arhivelor Statului, Coman, de la Virgil Coman, de la Constanța, care de câte ori mergeam acolo, venea și ne spunea istoria comunităților, repet, din Luizii Călugăra și din Poduri, care au ajuns în Dobrogea. Ei, a venit vremea să se întoarcă cei din Dobrogea în locurile părinților și să se transmită aici un crâmpei din istorie pe care vrednicul Gheorghe Janiscu l-a preluat, l-a așezat, l-a făcut materie primă, cum spun, pentru acest ciclu de lucrări. Domnul Petre Isachi se va referi strict la carte, eu vă spun doar acest înveliș așa, a realizat prefața cărții acesteia. Vreau să vă spun că Gheorghe Janiscu a făcut un lucru care ar trebui nu numai să fie imitat de alte comunități, dar cartea aceasta, cel puțin pe mine, m-a ținut cu sufletul la gură, ar trebui să fie ecranizată. Se poate realiza un film de primă mărime, nu știu cu cine trebuie vorbit, dar trebuie făcut un film după această carte, câtă vreme mai sunt, un film semi-documentar, un film special totuși ar merita să rezulte, exact, câtă vreme mai sunt oameni, cum este domnul Iscu de aici și alții oameni, el încă este tânăr, dar sunt probabil oameni în vârstă, care ar putea să depună mărturie despre ce ți s-a petrecut cândva în istoria acestei localități. Deja am vorbit prea mult, îmi cer scuze dacă va mai fi nevoie, voi interveni. Eu vreau să rog pe Petre Isachi, cu care am venit acum de la Bacău, am uitat să ne cerem scuze, dar vă dați seama, ceața ne-a oprit să mânăm pe drum. Important este să ajungem undeva, nu? Și am ajuns. Da. Rog pe Petrica Isachi să se refere probabil strict la carte. Nu știu, chiar nu știu la ce să mă refer. Sunt o mulțime de aspecte, chiar de primă mărime, care ar trebui discutate. Una este cea pe care ai provocat-o deja, să-i spunem noi, geneza cărții. Cum s-a născut cartea, de unde e ideea, dacă vizita neașteptată și bătut în poartă ar fi adevăratul motiv al apariției acestei cărți. Eu nu cred.
mitul ăsta. Eu cred că Gheorghe Jean Iscu are în el, are în el germenele literaturii. A fost născut, a fost ales să scrie, a fost ales de Dumnezeu ca om deosebit. Tot îl implică el și unul din personajele cărților lui este chiar acest Dumnezeu. A fost ales, zic eu, pentru că citindu-i cărțile, vreau să vă spun că am intrat în Gheorghe Jean Iscu prin ultima carte, Alexandru. Nu le citisem pe cele de dinainte. Ia uitați-vă, deci Dănilă nu mă cheamă numai la treabă, așa, dar nu mi-a dat cărțile să le citesc. Așa. Dar bine, ulterior le-am recuperat pe toate de la autor și le-am citit. Am intrat prin ultima carte și am fost, nu știu, opinia dumneavoastră, toți ați citit cărțile. Realmente ar spune chiar șocat. Cum de un talent, în opinia mea e un talent autentic, poate necultivat la timp, dar nu știi niciodată când este timpul unui scriitor. Ideea că ar trebui să debuteze până la o vârstă sau să scrie, nu, mi se pare falsă. Nu se știe care, când scriitorul și-a îndrăzneala să lupte cu el însuși, pentru că e un război cu el însuși, în primul rând. Deci mi-a plăcut, în primul rând, hai să merg, ce mi-a plăcut mie, să spun relația lui cu istoria literaturii române. Spun asta pentru cei mai tineri de aici, nu poți să scrii decât în corelație cu cei de dinaintea ta. Nu cum fac cei mai mulți, crezând că se pot desprinde. E bine, este cu adevărat autentic scriitorul care nu pierde, să spunem, relația cu spiritul generațiilor anterioare, dacă vreți, de la Herodot până astăzi. Deci, odată, când am spus eu neamul Xuleștilor, este clar că un model tutelar al lui trebuie să fi fost Duiliu Zamfirescu, cred eu, trebuie să fi fost neamul Comăneștenilor. El, în primul rând, are ceea ce se numește, ceea ce puțini oameni au astăzi, și asta este un defect al nostru, are ceea ce cultivă neamul, dacă vreți, familia. Actualizează ceea ce s-ar numi mitul familiei. Un popor este cu atât mai mare cu cât familiile respective sunt reprezentative și oferă oamenii necesari unei concurențe acerbe, unui război, dacă vreți, între neamuri, între națiuni, între rase. Fie că vrem, fie că nu vrem, acest război există. Fac o mică divagație, mi-am adus aminte de Nicolae Breban, care fictivizează așa cam în mariera dumneavoastră, pretinde undeva că a fost, că l-ar fi întrebat pe tatăl său, care știm că el este ardelean, trăit între nemți, evrei, polonezi și așa mai departe, l-ar fi întrebat pe tatăl său, tată, când simțim noi că suntem români? Când suntem români și când simțim noi că suntem români? Tatăl i-ar fi dat un răspuns care cred că e al lui, nu știu dacă e al tatălui, dar dacă e al tatălui este grozav și asta spune mult. Când vedem că țara noastră, România, pretinde România, este, eu știu, controversată și se află în pericol. Și aici vine, se naște automat întrebarea, o țară este permanent în pericol. Ideea că suntem în pericol numai de astăzi până mâine este o iluzie. Este o iluzie. Ei bine, într-un asemenea moment, acel pe care îl trăim noi astăzi, deci în preajma unui centenar de o asemenea importanță pentru noi, aceste șase cărți sunt, după mine, providențiale, aș zice. Providențiale pentru loc, nu? Providențiale pentru oameni. Gheorghe Iscu nu este o apariție singulară, se vede din aceasta, trebuie să fii nu neapărat un teribil psiholog ca să nu citești starea de spirit a locului, pentru că îl vezi. Noi, Volens Nolens, profesorii, mai citim oamenii cum citim și cărțile, dacă vreți, și se simte imediat spiritul locului. Deci, într-un fel sau altul, este o prelungire. Nu întâmplător, eroul principal al ciclului romanesc este Vasile Iscu,
soldatul Vasile Iscur. Cultul lui pentru tată este aproape biblic. Un alt model tutelar al lui, în afară, să spunem, de Dâliu Zamfirescu, eu știu, Marin Preda, evident Sadoveanu, eu chiar pretind că sadovenianizează aici în Alexandru, și eu știu, Creangă, Eminescu, deci relația lui cu literatura, nu numai națională, dar ne subliniem pe cea națională, este, cum să vă spun, asimilată. Nu este o relație exterioară. Se simte, se vede că el și-a iubit predecesorii, i-a înțeles, i-a pătruns. S-a pătruns de eminescianism, s-a pătruns de sadovenianism și de ceea ce numeam noi cultul neamului. Să ne întoarcem la Duiliu Zamfirescu, care bănesc că vă amintiți cu câtă ardoare susținea el aristocrația. Un defect al prezentului este că spiritul aristocratic pare să fi dispărut din cultura română. Nu se mai cultivă așa cum ar trebui elitele. Și unul din mesajele cărții este acesta, al neamului, al familiei și implicit al țării. De asta spuneam eu că ciclul romanesc pe care ni-l oferă este providențial și se potrivește ca o mânușă momentului pe care îl trăim. Dacă vreți, de ce cred eu că el este deja un scriitor neglijat într-un fel, sigur îl felicit pe domnul Ioan Dănilă pentru că l-a descoperit totuși la timp, pentru că are grijă și vom avea grijă să-l... Acum a intrat și el și în, la revista Ateneu, deci n-aș să mai spună că n-are posibilitatea să... Așa? Pentru că oricât de bun ai fi, oricât de talentat ai fi, dacă ceilalți nu înțeleg și nu vor, refuză să vadă ceea ce faci, lucrurile nu stau chiar așa de bine. Deci sperăm ca să avem grijă. Deci este un scriitor pentru că are ceea ce se numește o viziune integrală asupra lumii. Știe să facă relația ideală, dacă vreți, într-un ideal, într-o vorbă de duh și într-un univers întreg. După aia, știe să transforme totul în text. Confirmă ideea că viața este un text. Iar arta de narator este inconfundabilă. Veți vedea că, nu neapărat în toate cărțile, dar ale ciclului, dar el este în felul lui inimitabil. Veți vedea că nu poate fi imitat. Când am spus că sadovenianizează, fac această precizare pentru cei, nu înseamnă că îl copie pe Sadoveanu, să înțelegem. Are, să spunem, de la Sadoveanu, arta de a înțelege că totul devine ficțiune. Dacă raportați și probabil v-ați oprit la primul strat de lectură să vedeți unde sunt cei din neam, unde sunt cei transfigurați, veți vedea cum ei se devin ficțiune. Cea mai mare reușită a lui este că fictivizează o realitate trăită și sugerează în același timp cum această, să-i spunem, realitate devine ficțiune. Dar sigur că nu știm ce e aia realitate. Vreau să înțelegi că în literatură de aici plecăm. Dacă ar fi să facem acum un text, doamna primăreasă, n-am putea face un text aici, pentru că chiar nu știm care e realitatea. Nu știm. Nici cea filmată nu știm. Pentru că există o realitate care este văzută, și cea nevăzută, importantă în ciclul romanesc al lui Gheorghe Iscu, este acea
realitate, să-i spunem, invizibilă, acel spirit al timpului care se transmite din generație în generație și care este pe de o parte operă divină și în același timp opera noastră, a oamenilor. Este foarte interesant cum primul, sigur, personajul fundamental este satul. El are mitul satului, nu? Aproape blagian. Eu știu că veșnicia s-a născut la sat. Are mitul satului. Înțelege că baza civilizației, chiar astăzi în postmodernism, stă tot în sat. Observați, să spunem, Franța. Dar observați, să spunem, satul franțuzesc. Și veți vedea cum satul, fiind un spațiu, să-i spunem, cu autonomie, de, mai ales la români, o autonomie, își păstrează ceea ce se numește eternitatea, ceea ce poate fi transmis. În acest sens, satul care este un axis mundi, în cazul lui Gheorghe Iscu, satul în care nu găsim nici stare, nici temă, care să nu fie într-un fel sau altul transfigurată. Transfigurată ca o devenire și ca o fatalitate. Peste totul plutește predestinarea. Oamenii cred că își creează și își conduc destinul, dar descoperă în timp că sunt conduși, dacă vreți, de ceea ce li se întâmplă. Sigur că cel mai apropiat mi se pare mie a fi de Sadoveanu. De Sadoveanu, vă spuneam, prin arta narațiunii, prin sentimentul naturii, prin narativitatea descriptivă, prin arta de a mitiza lumea. Actualizează satul mitizându-l, actualizează familia, actualizează iubirea, actualizează prietenia, actualizează trădarea, actualizează toate viciile posibile prin care ne asemănăm, că în mod paradoxal noi ne asemănăm prin vicii, nu ne asemănăm, na, între noi, și face ceea ce se numește o lume vie. Cele 6 cărți pot fi definite un fel de metaforă vie. Este o carte, sunt cărți care se citesc cu plăcere, pentru că nu există aproape episod, aproape secvență, în care într-un fel sau altul să nu te regăsești. Are un talent deosebit de a actualiza, de a intertextualiza, de a sapiențializa, nu? Introduce la momentul respectiv nu știu ce citat din Biblie, nu știu ce proverb pe care ți se pare că îl știi de când lumea. Este o carte care, sau Alexandru, dar vorbesc în general de Sadoveanu, care s-ar părea că am putea să o scrim toți. Primul lucru pe care ne-l punem, dar și eu aș putea scrie cartea asta. Ei, nu e chiar așa. Încercând, veți vedea că nu e chiar așa. Bănuiesc că am început la aceste cărți. Mi se pare că Travaliu este nu chiar la îndemâna oricui. Sunt aproape vreo 2000 de pagini, sunt, nu? 2000 de pagini. Nu știu acum câte variante și cum... Cei care scriu știu ce înseamnă. Scrisul este un blestem până la urmă, să știți. Familia cred că știe, bănuiesc că știe, dar pe de altă parte cred că familia îl sprijină. Știu pentru cei care scriu că nu poți să scrii și nu poți să creezi decât dacă nu ai ceva din sufletul celorlalți care să topească și să poți. Altfel nu poți să scrii. Poți să scrii dacă nu ai starea respectivă. Este o personalitate, în opinia mea,
și trebuie să avem grijă, zic eu, comuna de asemenea oameni, de altfel orice comunitate trebuie să-și creeze intelectuali. Nu rezistăm și nu supraviețuim decât prin cultură. Și înseamnă o cultură luptătoare, cum spunea Nicolae Iorga. Și asta trebuie să o facem noi. Sigur, profesorii, preoții, inginerii, economiștii, foarte importantă este, după mine, intelectualitatea unei țări, intelectualitatea unei comunități. În mod paradoxal, la noi, nu știu cum, întotdeauna intelectualii s-au aflat în război cu sistemul. Deci nu am găsit un sistem atât de inteligent încât să-și atragă intelectualii, pentru că câștigă și sunt câștigătoare țările. Există un război al culturilor, este clar, asta știm cu toții, care știu să-și atragă de partea lor intelectuale, prețuindu-i prin ceea ce fac. Eu am spus că poți vorbesc 4 ore, dacă nu vorbesc nici într-un caz. Dar vreau să spun că chiar vă invidiez, sincer, dar știți că invidia este umbra admirației. Deci vă admir din toată inima, sunteți o personalitate. Eu n-am așa talent, că dacă aveam talent eram probabil departe. Nu pot. Cu critica literară ce fac eu e cu totul altceva. Deci eu, critica literară, ca să o definim și pe asta, este o ficțiune a ficțiunii. Deci dacă aici avem o ficțiune, eu scriu în continuare despre această ficțiune. Alexandru, mi se pare o carte foarte apropiată, aș spune eu, de sadovenianism, de spiritul lui sadoveanu, tocmai prin faptul că interferează simfonic, aș spune eu, toată problematica a iubit-o sadoveanu, cei care l-am citit pe sadoveanu, eu știu dacă mai citește cineva pe sadoveanu, noi da, dar ăștia tine, toată problematica pe care a iubit-o sadoveanu, până la identificare, să spunem, inclusiv fatalitățile vieții, dar și frumusețile ei. Citind aceste cărți, ai toate șansele să ajungi să te muți la poduri, să știți, da? și să admiri oamenii în frumusețea lor, în demnitatea lor. Mie mi-a plăcut demnitatea acestor oameni. Iubirea aia e imanentă între ei. Eu am știut așa mai mult în grilă psihologică. Nu, da, iubirea imanentă nu exclude conflictele. Nu, să înțelegem că conflictele și fac parte din condiția noastră. Da, din condiția noastră. Deci, lucrurile așa. Deci, această metaforă mie mi-a plăcut, mai intervin. Eu sunt obișnuit cu întrebări, cu chestia. Îmi puneți întrebări. Chiar le-am citit. Cărțile le-am citit, da. Alte idei, da. Dezvoltate le găsiți și în prefața. Domnul profesor Lobin, vă rog. Eu n-am să vorbesc. De limba română, ca un cititor, aș spune, fără să fiu lipsit de modestie, ca un cititor avizat. Mai întâi la mulți ani, domnilor. Să apropie anul nou, să vă dea anul sănătate, împlinit și bucurii multe. Mă bucur nespus că am revăzut foștii mei elevi. Niște elevi admirabili. Astăzi, onorabil situația în viață. Părintele Parfen, Elena, doamna Iscu, copiii, doamna, și așa mai departe. Am empatizat toată viața cu oamenii din Comuna Podul. Cunosc toate școlile din Comuna Podul.
am asistat la orele colegilor mei cu prilejul examenelor de definitivă și de graduitor. Niște oameni admirabili, niște oameni speciali pentru care profesoratul nu a însemnat doar o sursă de existență, ci o responsabilitate, o trăire autentică. Mulți s-au dus în veșnicie, dar au rămas pe mai departe niște cărmaci invizibili care duc prestigiul învățământului din Comuna Podure. Și nu întâmplător, în volumul Alexandru, domnul profesor amintește de învățători, de profesori, de preoți, cărturari care au ridicat prestigiul acestei comune. Ioan Iordache Bibili, Gheorghe Bibili, Maria Patrici, Ion Vârlan, Gheorghe Codrean, Ion Chernoagă. Domnule profesor, am citit toate operele cu multă conștiinciozitate, să știți. Mai ales că ciclul romanesc l-am citit în condiții vitrige, fiind operat la ochi, dar totuși l-am citit cu multă plăcere. Ce m-a impresionat în mod deosebit? Credința în Dumnezeu străbate paginile cărților dumneavoastră. Sunteți convins că fără credință, fără Dumnezeu, viața noastră este o continuă pierdere, o lunecare în nimic, o măcenare în gol. Avea dreptate Petrițuțea, care afirma că fără credință, fără Dumnezeu, omul vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri. Este și cazul personajului emblematic, memorabil al prozei autorului, Alexandru Scuzin. Despre cărțile dumneavoastră ce aș putea spune? Că avem în domnul profesor Iscu un scriitor autentic, neglijat din indiferență, așa cum se întâmplă pas cu pas în țara lui Papu Revodă, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele domnului Petru Iscu, eu, care a prefațat, aș putea spune, academic, acest roman, Alexandru. Și am mai reținut ce spune domnul profesor, domnul cărții literare. În esență, autorul Gheorghe Janiscu este un scriitor autentic care conferă romanului originalitate. Și acum ajung la ce spuneați dumneavoastră, domnule, critic literar, nu atât prin originalitate, cât mai ales prin arta narrativ-descriptivă. Da. Și încheia astfel, foarte frumos, din poezia, din ritmul, din autoritatea scriitorului, răzbate ceva din boieria, aristocrația. Boieria neamului, a răzeșului, da, da, cred eu. Și bineînțeles că explică, dar o face și domnul profesor dr. Danilă, în prefața romanului De mână cu ai tăi, cu argumente lingvistice. Sublinind că asemenea lui Sadoveanu, autorul dă impresia că nu scrie,
și povestește. Într-un stil solemn, festiv, relatând în niște fraze melodioase și n-am uitat, domnule profesor. Boieri dumneavoastră, dragi mei cititori, iubiții mei oameni, captați-o benevolenții, da. Se creează în felul acesta o comuniune între cititor și autor, iar cărțile dumneavoastră capătă o aură deosebită. Domnule Iscu, există în cărțile dumneavoastră mult adevăr, foarte mult adevăr. Numai un scriitor care a trăit într-un astfel de mediu, care cunoaște obiceiurile, tradițiile, care cunoaște pulsul sufletului țărănesc, numai un asemenea scriitor ar putea să scrie. Eu nu pot avea atât potențialul dumneavoastră, domnule. Știți de ce? Eu nu sunt nici orășean, nici țăran. Sunt un fel de amestecătură, de porcitură. Nu-i așa, Diana? Noi care avem aceeași obârșie, o elevă excelentă, 10 la română, la română, la domnul profesor Love, 10 la bacaloriat, mint sau nu mint? Înseamnă că era grozavă. Grozavă, foarte bună fată. Noi trăim într-un fel de cartier, nu-i așa, Veronica? O altă poetă talentată, neglijată din indiferență. Într-un fel de cartier, cred că într-un fel de mahala. Provincia. Nu avem. Stai pe plopilor acolo. Da. Ai văzut ca memorie. Da, știu. Ție memorie. Domnule Iscu, dumneata ești un obsedat. Un obsedat până la uimitor de adevăr. S-a oprit la timp, m-am speriat. Mi-aduc aminte, vă rețin prea mult, într-un dialog dintre Nicolae Manolescu și Alex Ștefănescu, la televizor, săptămâna trecută, se menționa următoarele. Scrisul, și ajung la ce spunea domnul Petre Isache, scrisul este adevăr. Scrisul nu poate niciodată să mintă. Scrisul este incompatibil cu impostura, cu minciuna, cu mitocănia, cu mârlănia, cu tirania. Și imediat mi-am adus aminte de Marin Preda, care își motiva astfel abordarea vieții țărănești. În scriere nu e nevoie de teme majore. E nevoie de mult adevăr uman. Și acest adevăr uman nu poate fi niciodată minor. Se spune că lectura unei cărți bune îți îmbălsămează sufletul. Domnule Iscu, o curățenie sufletească transpare din paginile cărții, din paginile tuturor cărților, atunci când vorbiți de oameni din comuna Podul și mai ales de aceea din satul Valea Jos. Sunteți extraordinari. Noastră iubiți foarte mult acești oameni. Oamenii aceștia vă datorează enorm de mult. Dacă nu iubea, nu putea să scrie, dar așa e. Asta este, da, da. Mă duc aminte, în romanul Fără mamă, fără tată, n-am uitat cuvintele acestea. Le-am întâlnit și la Sadoveana, dar cu totul altfel. Spuneați că oamenii din comuna Poduri sunt cuminți și harniți, petrecăreți și glumeți. Iar despre caie cărăușilor din comuna Poduri, scăpărau pietrele sub poscoavele lor de oțel. Ce frumos! În romanul Alexandru, spuneți despre țăranii din Poduri,
sunt niște oameni minunați, în majoritatea lor covârșitoare, adevărate flori ale grădinii Maicii Domnului. Dar despre țăra am vorbit excelent, excelent. Te mai fac câte o crimă așa. În romanul de mână cu ai mei. Aici țăranii sunt văzuți ca un personaj colectiv. Cartea aceasta am citit-o de două ori. Vedeți, pensionar fiind, n-am ce face. Ce să fac acela? Mă mai bate, mă mai pune de vasma să spăl popoarele. Semnal încrederii, semnal încrederii. Da, cu mopul. Da, cu mopul de soția mea. Spre nefericirea mea. Nu. Nu bibliotecnică, trebuie învățat deja. Nu mai învăț de acum. Domnule, cartea aceasta este o regăsire a sinelui într-un alt context social. Perioada din și după Revoluție. Aș putea spune că este o descoperire de sine. Este o explorare a lăuntricului dumneavoastră. Da, personajul principal al cărților. Este un document. Este o lecție de un patriotism autentic. Mi-a plăcut enorm de mult că atenția dumneavoastră se îndreaptă spre bătrânii satului. Moșiscu, Moșnicu, Moșion Rotaru, mătușa Catinca Albu, în românul acesta mătușa Adela. Dar aici ne deosebim, domnule Escu. Dumneavoastră vedeți bătrânețea ca o înaintare spre înțelepciune. Eu văd bătrânețea ca o înaintare spre decrepitude. Ferească Dumnezeu să nu fie o înaintare spre ramurisment. Doamne, ferească. Deci asta este bătrânețea. Nu trebuie să ocolim adevărul. Eu sugeream că să fie înțelepciune. Dar despre satul Valea Șoși. Minunatul sat vechi rădășesc. Te mulți acolo. Satul meu natal atât de iubit și atât de prezent în cronici, romane și monografii, ale unor vașnici trulitori ai condeiului, satul meu, satul meu drag, dă-le, Doamne, numai bine. Domnule Iscu, dumneata ai ajuns la concluzia că viața aceasta, cu toată frumusețea și urițenia ei, cu tot întunericul și lumina ei, nu prețuiește nimic care să te intereseze în afară de acele clipe fugare ale pasiunii de a scrie. Pentru dumneata scrisul este o dependență. Doamna Iscu nu se mai poate de varăța mea. Și chiar spunea Domnul Cristi Petre Isache. Ăsta este un har. Un har, spune eu, de la Dumnezeu, pe care nu-l are oricine. Și ca să vă conving de acest adevăr, domnule, vezi, romanul acesta, Alexandru, este extraordinar. Pe Alexandru Isculiu este un personaj emblematic, memorabil. Părerea mea, este personajul cel mai bine creionat din toți. Eu am păreri bune despre acest personaj. Și Dumnezeu iubește acest personaj. Și o să vă spun de ce. De ce îl iubesc? Pentru că eu n-aș fi niciodată în stare să împărăsesc copiii, bogăția unei familii, pentru femeia iubită. Fatalitate, nu? El trece. Acest om, acest bărbat bine, verde, frumos, ajunge să plângă, ajunge să fie doborât de neputință, de umilință,
nu știu cum să spun, acest om este foarte ospitalier. În păcătoșenia lui, da? În păcătoșenia lui are niște calități extraordinare. Am reținut următorul aspect. Oamenii aceștia din Comuna Podul știu să muncească, dar știu să și petreacă, dar știu să și iubească. Și hai să fim sinceri, câți bărbați iubesc cu adevărat? Toți de aici, toți. Afară de aceștia. Bărbații, în general, sunt mișcați de pornire instinctuală. Hai să fim sinceri. Atunci când partenerul, partenera, nu îi mai oferă momente de seducție, o chestie altceva. Așa sunt bărbați, în afară de fii de aici. Dar știți care e problema? Problema este următoarea. Ei nu se sensibilizează. Abrutizați. Frumos, frumoasă observație, da? Ei se cred mai bărbați, mai viguroși. Dar mie mi-a plăcut foarte mult. Saveta. Domnule. Saveta este femeia din popor. Abrutizată. Îndobitocită. Neapreciată. Neprețuită. Nedorită. Neiubită. Femeia aceasta este o fabrică de copii. Ea simbolizează destinul femeii înșelate. Și să știți, doamnelor, că o femeie înșelată nu va mai fi niciodată la fel. Ea va fi complexată, temătoare, nesigură. Ea nu-și va mai găsi niciodată liniștea lângă bărbatul care, înșelând-o, ia totul până și amintirile. Iată cum petrec oamenii, domnule, și nu pot să nu citesc acest fragment. Nu pot, ce să fac dacă nu pot? Domnilor, nu știu că profesorul Lovil n-a băut și nu bea. Eu mi-am făcut un crez. Ia uitați cum petrec oamenii aceștia. Asta e crezul meu, nu te spun. Te acuză, nu te acuză eu. Te spun pe mine pe zic, asta e crezul meu. Când și-a recuperat căruța cu caii, Alexandru vine acasă și se strâng la el prietenii, îl trimite frumușel pe omul lui de încredere să aducă din beci tărie și uitați cum prezintă omul. Cum îl luai în gură, rachiul îți pătrundea prin toți porii limbii, parcă tămâi în cerul gurii cu aroma de ghiuldană coaptă cum trebuie, apoi lichidul cobora la locul lui, iar tăria fumegând aromii pătrundea ușor, ușor prin tavanul incintei, mângâind cu mare grijă creierul, apoi tot capul, apoi tot bustul, apoi tot corpul, transpunându-i într-o stare de minunată și plăcută moleșeală. După al doilea pahar totul se accentua, căpătând parcă un soi de greutate ce apasă ușor el pe creștetul omului, deschizând treptat zăvoarele simțurilor și lacătul limbii, care odată eliberate de constrângerea treziei, începe a-și da drumul câte un pic, în funcție de puterea fiecăruia, de capacitatea lui de a stăpâni, de a se stăpâni, și așa mai departe. E poezie aici, poezie, poem în proză asta. Extraordinar. Excelent. Bineînțeles că oamenii se îmbată din nevestele și aduc acasă cum au putut și cum n-au putut. Domnule Rajul, dar acest Petre Isachi... Dar astăzi nu se mai întâmplă, asta era atunci. Atunci, acum... Domnilor, acest Petre Isachi, pentru femeia iubită, calcă orice. Orice. Mie mi-a plăcut chiar și cum ai prezentat dumneata împreunarea dintre Ancuța și Alexandru. Nimic trivial. Nimic vulgar. Nu, domnul, nu, doamnă. La Rebreanu, Ioni, mișcat de pornire instinctuală. Petre Isache, Alexandru, nu e așa. Ia uite ce frumos. Nu s-a mai putut, scuzați-mă, domnule, scuzați-mă. Vamă, nu-mi e frumos, e frumos.
Nu s-a mai putut... un rol prea important. Nu s-a mai putut face nimic. S-au dus dracul într-o secundă și obicei și tradiții și bun simț și rușine și nerușine și... Toate parcă s-au transformat într-un minge de foc, topindu-se și prelungindu-se neputincioase spre iad, rezultatul. Doi oameni nemaipomeni de fericiți, doar mai transpirați un pic, chiar dacă acum se privea la fel de năuciți ca la început, unul de fericire și împlinire de plină, după niște sacrificii extraordinare, celălalt tot de fericire, dar agitat și speriat de moarte din pricina ceea ce s-a întâmplat pentru prima dată în viața ei de chin și așteptat. Nimic vulgar, cât se poate de firesc, de omenesc. Dom'le, ce vreau să vă spun? Să nu uităm un lucru. Că există un destin implacabil căruia nu putem să ne sustragem. Să nu uităm că nu rezistăm instinctelor. Să nu uităm că chiar și omul decăzut moral, pentru că el până la urmă este decăzut moral, părinte de copii, au o fărâmă de omenie în el. Tocmai acest aspect l-a sesizat Sfântul și l-a sesizat extraordinar. Vedeți, Dumnezeu ești un psiholog nemaipomenit, domnule. Nemaipomenit. Vestea că va avea un copil cu ancuța tensionează psihicul personajului până la ultima limită a existenței. E urmărit. Vom avea un copil al nostru. Uitați cum se sesizează omul acesta. Alexandru rămase mut de uimire. Cu greu își găsea vorbele. Inima din el bătea să-i sară din piept. Nu știa parcă dacă bucurie sau tristețe. În capul lui se amesteca o imagine cu Tăchița și Saveta, cu Minodora și Saveta, cu Mircea, cu Grigori, cu Crinut. Casa cu tavanul de scânduri negre, de iechime, sprijin de miște griji puternice, de aceeași culoare început să se învârtească. Și acum, simți un fel de apă călduță, un lichid cald și lipicios în gură, ochii clipeau nesiguri, se așeză pe marginea patului, prăbușindu-se cu fața în sus, tavanul se învârtea din ce în ce mai repede, parcă rung cu el și pereții, închise ochii aproape de tot, formele grinzilor la început clare și vizibile, treptat se contopiră într-o pastă maronie la început, apoi tot mai neagră ca în sfârșit să se transforme totul într-o plăcută nesimțire, gata! Oricât sufletul din el își putea lua zborul spre lumea umbrelor, lăsându-i trupul iner și total nedureros și așa mai departe. Reacțiile fizice, fiziologice, le sesizez extraordinar, pentru că aici e bărbatul ideal de acum, știi? Tensiunea atinge paroxismul în aceste cuvinte și se manifestă în gesturi de neînțeles pentru Ancuța. Ancuța este nedumerită. Iată că Alexandru Scuriu își pierde din tip controlul, iar reacțiile lui fiziologice expun trauma. Psihicul acesta care de acum încolo nu-l mai poate stăpâni. Foarte bine să se dată aici, toată admirația. Nu vreau, am vorbit destul, dar las lui domnul profesor. Frumos, frumos, frumos. M-ar mai interesa ce ați mai păstrat. Nu, dar să nu vă rețin prea mult. Nu vreau să vă rețin prea mult. Știți ce mi-a plăcut iar la dumneavoastră, domnule? Dragostea de patrie, străbate paginile acestui. Sincer. Domnule, aș putea vorbi despre o solemnitate a recunoștinței față de cei care și-au dat viața pentru neam, pentru țară. Chiar în romanul Alexandru, elogiesc pe acei pădureni care și-au dat viața în triunghiul morții, mărești, băi tu. Sunt aici pe monument, pe placă. Știu, asta vreau să spun, scriindu-și numele pe Monumentul Eroilor din centru. Da. Toată admirația. Domnule, Dumnezeu îi readuce în atenția. Dumnezeu ești conștient că morții aceștia sunt rădăcinele noastre. Din fiecare răsare o fibră de viață. Și a invoca umbra morților este un act de pietate. Iată, pentru Dumnezeu am tot respectul. Ai reușit să ne impresionezi prin atitudinea de mutare față de ce a dispărut. Imediat.
Nu am discutat. Nici o gramă, adică o gramă așa vei eu, dar nu-i dispusă. Scrisul. Imediat, imediat. Știți ce părerea mea? Scrisul este pentru dumneata un test de supraviețuire care te va ajuta să te cunoști mai bine și mai mult decât atât. Să-ți cunoști limitele ca scriitor și să forțezi depășirea acestor limite. Este un test de supraviețuire care te ajută să te cunoști, să știi cine ești, cum ești, ce ești, ce însemni pentru cititor, pentru lumea pădurenilor și pentru toți cei din jurul dumneavoastră. Vă respect, vă recunosc talentul, continuați, ați promis un roman cu Alecu Dumbravă, să vedeți, să vedeți dacă vă țineți de cuvânt. Nu-i frumos de la bărbat la bărbat să spună, dar să știți că vă iubesc și vă prețuiesc. Și vă doresc în continuare mult, mult succes. Avea dreptate domnul critic literar care spunea că sunteți un povestitor nativ, de tip magic, mitic, arhaic. Și avea dreptate, repet, când spunea că sunteți un scriitor neglijat din indiferență în țara lui Papu Revodă. Dar aș vrea să sumez și cu asta termin. În această țară a lui Papu Revodă, eu n-am făcut politică, nu sunt om de politică. Cea mai importantă componentă a existenței umane, educația, este neglijată. Domnilor, 3,1% din PIB, atât este rezervat pentru educație. Bibliotecile sunt goale. În librării se vând acum genți, rochițe pentru fete, pălării pentru doamne, cărți de ieșar. Copiii de până la 15 ani, 40% din ei sunt analfabeți. Unde ajungem, oameni buni? Mi-a dus la momentul de Constantin Noica afirma că fără cultură, fără educație, un popor moare. Oare nu murim și noi de acum? De ce? Și totuși să avem încredere. Totuși iubire. Vă mulțumesc că mi-ați dat această posibilitate să vă citesc pe aici. Și vă rog să mă iertați, am vorbit prea mult. Era de atunci. De atunci când erai tu, eleva mea. Erai frumoasă. Și acum noi. Sensibilă. Foarte frumoasă acum, foarte. Foarte bună la limbă și statură română. Erai puțin mai subțirică, dar nu știu, știți care e treaba? Oameni buni, cum se explică? Subțirică la mijloc. Toți cei care ajung primari, cu bărbați fiecare, se împlinesc, domnule. Care să vă spun că ați greșit, că am venit împlinită, gata. Am glumit de aia. Atunci, aveam 57 de kilograme. Ați avut 57 de kilograme? Din chipul cum ați spus, nu mai știu cum era. Vă mulțumim mult. Să facem video. Mulțumim foarte mult. Atât de importante lucruri a punctat domnul profesor, încât încă l-am fi ascultat multă vreme. Dar unul dintre ele mi-a amintit de credința lui Marin Preda în legătură cu moralitatea scrisului, cu relația dintre autor și personaj. Și Gheorghe Jean Iscu a aplicat, fără să fie evident, principiul lui Marin Preda. Scriitorul nu trebuie să părăsească omul, chiar dacă omul
sătul de propria viață, n-ar dori să-i se pună în față o oglindă și să-și vadă în ea chipul. Marin Preda. Ei, George Janiscu a condus și a luat acest personaj de Alexandru Vorbesc, l-a condus camaraderește, prietenește, l-a salvat. În ochii noștri el este un personaj salvat. Acum mărturisesc că undeva am simțit o, nu spun o slăbiciune, dar un punct care merita un pic ajustat. Care? N-am îndrăznit, eu am fost primul cititor al cărții în calitate de rector. Care punctul e ajustat? Redactor, îmi spun. Este momentul în care Alexandru, până la urmă, sfârșește, știți foarte bine. Sfârșit bine meritat. Da, într-un fel. Ei, dar anticiparea acestui moment nu trebuia să se producă în văzul lumii. Deci a fost de acord domnul Iscun cu mine că ar trebui să-l lăsăm pe cititor să intre în acest joc până la urmă și să accepte că inevitabilul se va produce odată și odată. Și a fost înțelegător. Să înțelegem treaba aceasta până la urmă. Da, chiar. În orice caz, prefața la cartea... Este excepțională. La cartea de mână cu ai mei este excelentă, domnule profesor. Absolut. Argumente. Nu. Vorbim de Alexandru. Ca un adevărat lingvist. Eu vorbesc despre Dumnezeu. Acolo ai văzut toate chestiile alea. Este extraordinar. La un curs universitar. Extraordinar. Eu în român am citit. Știți că mie nu place să citesc așa ca lectură de azepam. Nu, nu-mi place treaba aceea. Fiind profesor. Însă ce se întâmplă? Ce m-a impresionat? Mă scuzați. Cuvintele meritoase. Gândurile luminoase. Ce se desprinde în aceste cărți. Domnule, și sunteți grozav. E ceva organic, ceva nu mai temperamental. Dar să rugăm pe domnul profesor Corăcel să l-am văzut că are notații acolo. Și vă rog să ne le spuneți. Noi întotdeauna avem disensiuni în privința aceasta. Și la domnul Lupi. Nu, bine, că intrați în timpul meu, acum trebuie să mă scurtez eu, că urmează să și eu și tremur așa de felul meu. Unii spun că oamenii tremură de bețivi. Alții spun că tremură de zgârciți. Pe cuvântul meu, dacă am fost zgârcit vreodată. Știu, există totuși un risc. Poți să calci așa zdravă în străchin și să știrbești un modest prestigiu local la care șlefuie de atâta timp, dar trebuie să onorez cumva și eu invitația lui domnul Gheorghe Jean Discu. Nu știam ce mă așteaptă când m-am angajat să-i răspund. Am primit lucrările relativ târziu. Am avut vreo 10 zile, din care câteva au fost cu Crăciunul, câteva au fost în preajma mea, doamna visurilor mele, metaforă o denumește pe nevastă mea, când să mai citești cărțile lui Jean Discu. Am citit astea trei mari, groase, culmea, n-am mai avut timp să le citesc pe astea care sunt mai subțiri, dar le-am citit pe astea trei și le-am citit, deși pe aici, pe acolo, diagonal, le-am citit cu semn de răspundere și îngăduiți-mi să câteva idei, așa. Ea a suprit de patima locului omul ăsta. Da. Așa îi zic frumos eu. Spus. Frumos spus. El propune o scriere marcată de adevărul că leagănul și luminile din ochii părinților sunt singurele lucruri cu care mergem oriunde mergem noi în viață. Da, da. Este așa l-am perceput eu. Eu înțeleg că este autorul unui ciclu care are în centru nu numai o familie numeroasă. Deci am stat să văd și eu cum e când faci parte dintr-o familie cu 7 frați. Ai mei au făcut o singură greșeală, aceia sunt eu. Și normal că nu poți să faci comparații. Păi una e să trăiești cu 7 inși care bag odată lingurile în același cea un. Și cu cei părinți care săraci nici nu mai apucă să mai bage în gură, că sunt prea mulți, așa? Și alta e să fii ca mine... Ați făcut ce... Băiatul... Care băiat? Alintatul mamei, că dacă are numai unul... Ei, așa am crescut. Ei, am citit aici și culmea.
și soția vine dintr-o pașareție, și soția vine dintr-o familie cu 10 copii, apoi acolo e și mai și. Nu e vorba numai de familie, e vorba de comunitatea asta, a pădurerilor. De spirit care e, poate saga e prea mult spus, dar mie asta mi-a venit în gând când am terminat cele 3 volume. N-aș zice saga, dar totuși, sunt pagini întregi în care personajul principal nu e, e comunitatea pădurenilor. Așa am perceput-o eu în viteza în care am citit. E o lume de asta, m-am scris și eu aici câteva, pe astea pot să le citesc. E o lume de treabă, sau mai puțin, diversă, pestrițată, un suflu autentic de viață, domnule. Oameni de toate felurile, aspri, blânzi, cutezători, cumpătați, calmi, alunecoși, înțelepți, rătăciți. E când am scris astea, m-am gândit la acel foșnet al unei necurmate vitalități de care vorbea pe undeva Eugen Simion, dar el se referea la altceva, la spațiul molomecian. Însă și aici tot așa am perceput-o. Bine, acum nu mă refer la conținut, pentru că o deformație profesională mă face ca atunci când citesc ceva să nu mă uit prea mult la ce scrie autorul. Să mă uit la cum scrie. Ori să fiu mulțumit că am citit cărțile acestea, 3 vinil, dar în șacelea, că până la anul nou nu fac repetiții să mă duc cu capra sau cu ursul. Știți, domnul profesor, ca să ne jucăm cu cuvintele, la anul nou, băiatul merge cu capra, fata merge cu buhaiul, fiecare cu ce are. Nemai având eu preocupări de genul acesta, o să am timp să le citesc și pe acestea. De asta introducea vorbe de asta în roman, așa spus. Este buhaiul acela metaforic. Da. Am spus că mă interesează cum scrie autorul. A primit talentul ăsta, sper să nu greșesc în fața sfințiilor lor, a primit talent și nu și-a bătut joc de el. Da. Din punctul meu de vedere, talentul pe care l-a primit Gheorghe Janiscu este harul epic. Harul epic are un dar de a povesti, un fel de a conduce narațiunea, care, dom'le, e și ușor de citit și e și ușor de urmărit, așa, de... Greu de imitat. Merge așa pe cărarea pe care a plecat. E, să nu zic că e numai epic, că dramaticul e și de conținut și de formă. Dramaticul de formă îl văd în foarte multe dialoguri, o carte dialogată, ceea ce înseamnă că se citește ușor. Dar sunt scene de un dramatism aparte. Unele sunt chiar de un realism de ăsta dur, așa, quasi rebrenian, deși eu la altceva mă refer aici când vorbesc de rebrenian, dar tot în sensul acesta. E să nu las deoparte inserțiile lirice. Sunt, așa, la locul lor, apare exact când te obosește prea mult povestea, nu că te obosește, simți nevoia de altceva. Ceva de genul acesta, nu știu dacă mă exprim foarte bine. Foarte bine. Mi-am mai notat aici, n-a spus niciunul despre asta, pe mine asta m-a impresionat. Referințele librești. Atâta trimitere la o suprafață culturală de informații în acest domn profesor. Ești nu ți închipui. Câte trimiteri, dar nu așa, în literatura română, în literatura universală, creează complexe. Referințe librești cât se poate. În ce privește vocabularul, e vocabular, cum numesc eu, de rădăcină, de coastă, ca minunile astea pe care nu le prea văd eu, așa, de rădăcină, un vocabular la loc, așa, cu presăracul de toate cele. Aș putea spune, dacă nu toată lumea are urechi de auzit și nici n-aș vrea, că chiar forțează pe undeva vocabularul, în sensul că sunt pagini în care bunul meu prieten umblă cam descheia la vocabular, dar la urma urmelor suntem în literatură România. Și ne permitem. N-am ofuscat pe domnul Dăniu. Pare rău, da. Nu, stau și mă gândesc unde sunt punctele acelea. Că... Și el nu le-a reținut, știi? Închei. Am avut surpriză. Eu am scris ceva asemănător. 10 luni am muncit în 2016, împreună cu fratele meu din cruce, Costel Țăran. Mă rog, Veronica, știi. Da. O carte
Două vieți într-o carte. Prima parte e a lui de 120 de pagini, a doua e a mea. Am scris-o anul trecut, am lansat-o anul ăsta la Palatul Ghica, am mai fost pe aici, pe acolo, la întâlniri ca și aceasta, cu cartea respectivă. Eram scriitor, nu? Și când colo? După ce am citit ce a scris prietenul Janiscu, m-am dezumflat. M-am dezumflat nu atât că... Dom'le, dar eu credeam că sunt singular, e aceeași chestie. Trimitere am făcut și una nu știu cât, cu referințe livrești, cu vocabularul m-am jucat și... Păi, dacă... Și asta e scris în 2011. Păi dacă cineva, de pildă, doi oameni competenți ca noastră, citeau ce am scris eu, mulțumesc Dumnezeu că n-am apucat să o mai dau și n-am dupat. Dacă citeau ce am scris eu, m-ar fi acuzat de ceea ce se poartă la ora asta la modă, de plagiat. Păi ăsta s-a luat după Janiscu și o scris și el la fel. Pe cuvântul meu, dacă am eu vină. Dacă m-am gândit o singură clip, nici prin cap mi-a trecut. No, am avut surpriza și... Trebuie să fie diferență între voi, nu se poate. Este, stilistic. În primul rând, stilistic, ca să gătesc abia, la asta vreau să ajung. Nu că la asta vreau să ajung, cu asta vreau să închei. Sper că n-am greșit pagina. Surpriza n-a fost că am scris ca dumnealui. Auziți surpriza aici? Îngăduiți-mi să vă citesc. Păi asta surpriză, domnule, să te nemurească Jean Iscu în literatura română. Băi, unde mai am eu norocul ăla? Păi mulți a nemurit aici, da. Tata ca vârstă aia, nu, e tot aia, stați puțin. Tata, deci tatăl personajului, Vasile, am înțeles. Tata ca vârstă nu era chiar moș atunci. Dacă am înfățișare, da. Prima pe care eu am barbă direct, deci că am înfățișare, sunt moși. Am încheiat subiect. Dar nu asta vreau să spun. Dar că am înfățișare, da. Asta pentru că permanent a purtat cu cinste și respect o minunată barbă albă și bine îngrijită, asemănătoare cu cea a bunului meu prieten din Asâu, domnul profesor Colăcel Petrică. Frumos, băi, omule, băi! Dacă mai găsiți... Dacă mai găsiți ceva în literatura română, eu să apar ca personaj, băi, că sunt un zil la putul. Excepționat. Am avut dreptate. Ca s-a sacralizat acolo. Și eu, numai puțin, și eu scriu. Pe rușinea mea, numai 3 cărți am publicat. Una i-am dat-o doamnei profesoare, dar nu a fost entuziasmată deloc. Ba da, nu e mai, un jurnal, așa? Dar nu, repet, nu am potențialul domnului profesor Iscu nici pe departe și mai descurajat acum, parcă n-aș mai scrie. Și de ce, domnul Iscu? Hai să trecem. Toată viața mea, eu am meditat, am vrut să scăp de sărăcie lor, naibă de sărăcie, că... Da, dumneavoastră, ești mult mai câștigat. Ești mult mai câștigat spiritual decât mine. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi rezerv dreptul de a vorbi la urmă mai mult. Și acum vă rog să-mi permiteți o mică pauză. Da, mă, ce poate fiți. Eu vă spun ca din poveste cum a fost și cum a este. Fetele din satul nostru, nu știu bine tatăl nostru, nici ațese, nici acoase, au pretenții că-s frumoase, au iPhone și ceas la mână, dar fac treabă cam puțină. Blidele stau nispalate, curge apa cam departe. Caz la oala cu smântână, mucegai de un lat de mână. Caz la Putina cu boș, vermișori cu capul roș. Și pe sus, pe la perdele, cui bușor de rândoneli. Mă ligă perciun crez, mâna splugul, măi băieți! Seara lui Vasile Spitul mi-a furat căciulavă și mi-a dus-o la fereastră în carai la dumneavoastră. Și venind după căciulă, să vădăm show-ul rătură. Vă potești și găleai, mânați, măi! După ce-ți termini armata ca oricare om din sat, vii acasă, îi spui lui tata că ești gata din soare. Tata da, tata din soare, chiar am un astăzi sare. Dar nu faci tu gospodării cum nu crezi flori în pălării. Din băuși și din mâncat erai cel mai bun din sat. Și-ai umblat din casă în casă până ți-ai găsă nevoastră. Dicolo te logodei, nu te pregătei, adălerni, tu la moară. E ca omul când sunt soară. Uite așa pentru un sfârșit ți-ai legat-o și din gât.
înaltă și subțărică strângi pe bot cu o sticlă. Când ai băgat-o în ogradă, boii au început să rapă. Ai avut vă trei purcei și-o murit din frica ei. Ai avut vă trei găini și-o fugit pe la vecini. Fata cât e fata mare, harnic, nevoie mare. Dar după ce se mărită, parcă-i gâs cu o părită. Parcă-i oaie de galbează când o iei, o dai la rază când o iei de la părit. La ce rar să-i pui din. Și încă o dată, mai băieți. Plugușor cu rost de fier, plugușor cu șase boi, plugușor mâna de noi. Nu-i ca plugul în tărâță, tras de 10 pui de mâță. Unul lung și altul scurt, dar scola cu să mă duc. Roate-mi braț de măi plăcăi, mânați măi! Domnul Jean, eu prima ta, eu te-aș întreba ceva. De aveți, de nu aveți, feti pentru așa băieți. Mă uitai prin crăpătură, văzui oala cu friptură. Adă oala cu friptură la plugare care ură. Și o legi până uscat atât în gura cascată. Mă mă ligă perci un creț. Mânați mai băieți. Opriți plugul ca să steie, că s-o rup două restei. Opriți plugul gospodar, laru și la mulți ani. Foarte frumos tine, bravo! Noi sunt elevii din Comuna Poduri, sunt din Comuna Poduri, sunt grupul Păunașii. Este un grup de dansatori, noi ne ocupăm cu dansurile populare, dar pentru că astăzi tenajan ne-a invitat aici, n-am putut decât să vă urăm. Iar Urătura este o combinație dintre județul Bacău și județul Neamț. Pentru că eu sunt din Neamț. Sunt Tot cum fetele o să dețină din Neamțul, că e mare Neamțul, de unde? Din Târgu Neamț, iar Urătura este din zona Boboiești, Comuna Pipiric. De acolo se trage. Și este o combinație cu Codul, de când eu am venit aici, de 16 ani. Am combinat Neamțul cu Bacău. Nu mă răbim nimeni, a venit de bunăvoiește, să știi de nimeni. Da. Sărbători fericite, vă Da, domnul Iescu, de când șed eu aici, s-a ițit în sfârșit un înțelept care să priceapă durerea omului. S-a ițit. Chiar se poate, trebuia de la început să vă spun, să vă spun între timp, de asta le-am pus aici. Mai bine mai târziu. Și știți că, dacă ați citit primele trei romane, ați găsit acolo cuvântul ecologic. Am pus un pic de miere de albenină, așa se cheamă ecologic. Voica Adrian vă transmite, chiar aseară am vorbit. Cine? Voica Adrian. Voica. Despre poezia lui a scris atât de frumos. Și transmitea prietenul meu. A fost și, da, el și cu... Și eu i-am prezentat o carte. I-am prezentat și o carte chiar la Universitatea Alexandru Ion Cuza. Și spunea despre Petre Iscuiu, sincer vă spun, care genialitate. Așa, a zis asta, chiar mă interesează. Da. Așa a spus. Eu am spus, eu ce am scris acolo, am scris după ce am citit o singură carte. Așa mi-a spus. Deci, nu mi-a spus nimic, n-am manuscris acolo. Petre Iscuriu, Petre Isachi, are genialitate și pentru asta tot admirație. Dar v-am cunoscut și de la Bacău, când prezentam cărțile lui Ion Lupu, știi, Țărână Ușoară. Dar eu nu sunt o figură care să fie reținută, să nu mai citesc puțin și nu mă mai citesc. Vă știi, cine trebuie, vă știi. Doamna Săndulache, vă rog. Trebuia prima doamna Săndulache. Să se comunicați impresiile din ea. Da, prima trebuia. Pentru mine, scriitorul Jean Gheorghiescu a fost un adevărat studiu de caz. Pentru că în toate cele 5 volume de presă militară are rezervat un loc aparte. Vă rog să focalizați, nu întâmplător am adus cele 5 volume, care au un regim special. Ele sunt destinate numai unităților militare. De aceea nimeni nu știe cum a fost tratat de către critica literară scriitorul. Începând din volumul 1, toate aceste volume conțin două părți. Una cu articole militare destinate revistelor și alta cu recenzii ale cărților militare. Cum a ajuns domnul Iscu aici, în presa militară? Unitatea militară vă trimite pe fiecare
acolo unde vă este locul. Unitatea militară a fost, unde a făcut armata, a fost o unitate de contrainformații și l-a trimis în mâna contrainformațiilor militare, care s-au ocupat de el cu rigurozitate. Cum fac serviciile? Studii cum fac serviciile. Și o să fiu foarte scurtă, din volumul 1, unde explică toponimia satului Poduri, că la vreme de război își urcau fetele și nu știu ce acolo ca să se apere. Iată cum comentează domnul Iscu. Superioritatea serviciilor informative țărănești îi aparține. Trebuie degustată cu mult umor. Migratorii n-aveau nici SRI, nici SIE, nici servicii secrete, nici Mossad și nici PE. Dar nu aveau nici timp prea mult să scormonească pământul căutând rob, că ei făceau totul cu mare viteză din fuga calului, cum s-ar spune. De altfel, ei habar nu aveau de existența podurilor caselor, întrucât locuiau prin niște bordeie săpate în pământ. Cei cu podurile s-au dovedit de-a lungul istoriei fii ai țării, demn de toată isprava, capabili să lucreze și la SRI, și la SIE, și la servicii secrete, și la Mossad. Ăsta, volumul 1, cuprinde recenzia la Dumnezeu este bun, cea mai în forță carte. Toate cărțile au beneficiat de câte o prefață excelentă, scrisă de buni specialiști. Uitați, astăzi l-am cunoscut pe domnul Petre Isachi și am remarcat, n-am citit romanul, dar am citit prefața și mi-am dat seama că este un profesionist. Muza criticii literare. Ce ne spune textul? Noi scriem ce ne spune textul. Muza criticii literare e una urâtă și hâdă. Dar vedeți că și satisfacțiile sunt pe măsură. Găina bătrână face supa bună. La fel, în volumul 2 și 3, toate sunt discutate cu lux de amănunte. Mă refer acum și la câteva... Și interesant că se întâlnesc astea. Articole. Prefațatorii se întâlnesc. Iată un articol de presă intitulat Poetica limbajului militar. Solomon Marcus vorbea de o poetică matematică. Eu am analizat aici poetica limbajului militar vorbind despre forțele navale, forțele terestre și forțele aeriene. Dumnealui a intrat în categoria forțelor terestre. Descrierea unei trageri demonstrative din armată devine o adevărată simfonie a noua beethoveniană. Ni s-au prezentat pe rând diversele tipuri de armament. Le-am văzut, le-am pipăit, le-am mirosit și le-am auzit cum sună. Iar la final am rămas înmăruliți când s-au folosit toate odată. Pac, toc, pac, pac, tic, tic, ziu, ziu, vâș, bum! Nu trece nici musca! Enumerația completează în mod fericit elementele descrierii, întregind astfel tabloul muzical al simfoniei de foc. Tunurile de pe tancuri, cele antitank, brandurile de 20, cățelele de la antiaeriană, mitralierele, automatele, până și pistoalele, concureau o simfonie de foc destinată împotriva oricui ar îndrăzni să atenteze la liniștea patriei noastre, la independența și suveranitatea ei. Antologic. Felicitări! Antologic, excelent ales. Sunt foarte bine discutate. Noi am făcut lansări și în unități militare și acum vin cu altă problemă, mult mai gravă. Este strigător la cer, ca un scriitor, care uitați câte volume a scris, să nu fie membru al Uniunii Scriitorilor. Practica din ziua nu mă sfiesc să audă presa civilă ce spune presa militară, care e responsabilă. Practica intrării în Uniunea Scriitorilor este următoarea. Poftim atâta sumă, scrie despre mine. Poftim atâta, scrie. Așa se face că la Uniunea Scriitorilor, într-o vizită de contrainformații militare, am găsit un morman de cărți până în vârful sediului, dintre care niciuna n-avea mai mult de 80 de pagini. Nu se poate cu
câte o plachetă de asta scrisă așa, în care era o poezie de 5 versuri așezată așa. Să ajungi scriitor român și alți adevărați scriitori să fie dați la o parte, pentru că nu se știe, de asta am venit cu materialul clientului aici. Ele fiind documente secrete, nu poate să apară în public. Și atunci ce facem cu scriitorii care au tangență cu serviciile secrete? Îi aruncăm la gunoi? Cum vedeți selecția asta dumneavoastră, ca să nu se mai greșească în maniera? Selecția după bunul simț și după... După talent. După talent, că până la urmă uitați că talentul domnului a învins. A învins, așa. Vedeți? Eu am văzut de la prima carte. Ați văzut că până la urmă realitatea... Da. Nu, și uitați, vă mai dau un exemplu. Să știți că serviciile secrete au și ele o cheie de control. Pe doamna doctor, care acum am mai văzut-o pe la lansări, nu o cunosc. Astăzi mi-a dat o carte. Elena. Și când am deschis, ce am citit aici? În memoria profesorului Dumitru Irimia. Cel cu care am făcut stilistica, pe baza căreia am scris poetica limbajului militar. Deci iată că există pârghii. Asta e cea mai importantă cheie. Da. Eu am dat gradul întâi și 4 ani am... mi-a fost profesor, Dumnezeu să-l ierte, un tip foarte... sobru. Sobru, dar foarte bine pregătit. Și să știți că până la urmă uleiul se ridică deasupra apei. Indiferent. Și închei cu asta. Să vă spun că nu poate nu știți. Și doamna are recenzie în cartea mea, doamna Moisoiu, și domnul Lovin, că nu știe, și doamna Bia apare cu muzica ei, și doamna primar cu activitățile. Vă spun acum că domnul Brăjescu, comandantul garnizoanei, după un articol de o pagină, a ajuns general de flotila aeriană, lângă care am stat aici în față la activitatea. Și ne mândrim cu asta, este foarte tânăr și recent a fost făcut general. Așa, mai domnul Biberi apare, doamna profesoară Ciosu. Și sunt foarte mulți de aici care nu știu deja că ei sunt incluși încă. Dar, doamnă, mă scuzați, domnul profesor Iscu, imaginea acestor oameni o păstrează ca pe o zestră morală inalterabilă. Și scrie mult despre ei. Da, mă... Toată admirația. Da. Vă felicit și... să o felicit și pe doamna, că în spatele se ascunde cu totul altceva. Noi știm mai bine. Împrumuturi la CR, că doar sunt publicate pentru bani de la CR, cum fac și eu. Și donații la unitatea X și Y, fără contra... Și uite așa facem servicii secrete. Dacă a scris doamna cărțile, nu v-ați interesat? Dacă a lucrat atâta timp la inspirația, inspirația de acolo, probabil, de acolo. O parte din inspirație. Mulțumim, mulțumesc, mulțumim frumos. Vreau să vă spun două vorbe despre doamna profesoară și teme. La primul volum, pe care l-am dat prin doamna Lupeș, era la o cursuri la școala de vară de aici, când vi l-am dat, și după vreo o săptămână, două date l-am citit, zice, îmi pare rău, sunt invidios pe dumneavoastră, chiar mi-e ciudă pe dumneavoastră, cum, doamnă? Păi dar... N-am fost primul. Uite, păi... Doamne, mulțumesc de suflet pentru asta. Face victime. Da, Veronica, dacă te rugăm să spui ceva, te rog. Îl felicit pe domnul profesor pentru că este prolific. Și are forța și capacitatea de a se așeza la masa de scris. Este foarte greu ca să te aduni și să scrii ceea ce îți dorești. A unii spui. Deci se bucură de o disciplină a scrisului pe care o au doar oamenii cu har și cu talent. În altă ordine de idei, pentru a scrie roman îți trebuie o anumită experiență. Ceea ce domnul profesor o valorifică din plin. Și ca să vă spun drept, n-am reușit doar pe diagonală, folosesc expresia domnului Colăcel, am citit,
dar ceea ce m-a uimit așa este harul său de a povesti și faptul că prin aceste descrieri, prin această povestire, reușește întrucâtva să oprească timpul în loc și să creeze un spațiu magic, așa, care oricum te înalță spiritual. Îi doresc succes în continuare și să ne aducă și alte... Încă cel puțin atâtea. Da. Mulțumesc foarte mult. Despre profesorul tău n-ai spus nimic, măi. Da. Ca exemplu, profesor. N-ai cuvinte pentru doamna, că pentru domnul profesor doctor Daniela am un respect deosebit. Și nu numai eu, toată lumea. Și pentru domnul profesor Isachi, pe care l-am avut. Da, nu numai geologie, textologie am realizat. Da, textologie. Domnul învățător Bujor, da, și la practică. Să nu ne-am uitat nimeni, spus că nu vreau să ne zanii pe care l-am avut. Vedeam că e invers. Băi, era o chestiune și așa. Invidios, e metric ăsta. Doar să vă ascultă. Spar și mă, așa. Domnul Bătăia să înceapă cu... Deci, în primul rând, eu vreau să subliniez prin scrisul domnului profesor Gheorghe Jean Bujor, să subliniez modul dumnealui de a scrie și sacralitatea satului românesc. Da, frumos zis. Și, în același timp, sacralitatea satului Podurean Răzășesc, Valea Șoșii, care prin răzășii noștri au obținut pământul și în Dobrogea și în comuna noastră, dar abia le-am obținut după Revoluție, care au fost luate de colectiv. Colectivizarea comunei noastre poduri, care a adus beneficii și, mai altfel spus, nebeneficii. În același timp, vreau să apreciez pe domnul profesor Jean, că dânsul face parte și din corul bisericii și, și cântă și la strană și dânsul are nu numai har de la Dumnezeu, are o legătură cu oamenii de jos, fiind profesor, distins profesor în comuna noastră, prin corurile care le făceam odată în comună, prin corurile la care am participat și eu, fiind acum învățător la bază, dar profesor la școala specială Comănești, la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Ce mai vreau să subliniez? Cum zicea domnul profesor Lovin, să ne referim la Sadoveanu, care zicea că vinul nu-i dat să-l bea oricine. Asta ca în paranteză. Iar l-ai sărit pe domnul Gulățean. Bine spune, da. Nu, dar eu când am citit fragmentul acela, pe cuvântul meu vă spun, nu vine să beau, domnule. Asta e cel mai frumos elogiu. Măi, cel mai frumos elogiu. Măi, cel mai frumos elogiu. Iar că de asociere a binefăcătoarea băuturii dosăției mele, măi, vreau să beau ceva. Vezi că și profesorul ăla de la Iași a băut și a ajuns în streang. Aoleu, Doamne ferește! Fie la el, Dumnezeu să le trebuie să ai antrenament! Da. O stea fugă data, așa! Eu nu cred că dă băutură, că n-a băutură. Bădea. Nu ai avut antrenament! Nu ai avut antrenament! Trebuie să fie adăzurat! Cine trebuie să-mi beadă? Da. Mulțumim, n-am observat locația. Dacă am reținut. Da. Are prioritate, doamna, da? Așa. O ascultăm pe Elena Simionescu Zaharia, care este autoarea unei
cărți extraordinare, de pe undeva pe aici, da? Basm popular, orizonturi stilistice. Elena, dar eu n-am vrut de... Da, volumul 6, recenzia. Următor. Eu mai stau aici. Pentru mine... Vin la dumneavoastră aici, mă duc și la dumneavoastră. Și între timp, vă rog, să dați trebuie. De acolo, doamna, cu ea, să vorbească. Da, bine, înțeleg. Eu nu știu domnul Buscula asta, vă rog. Ei, lăsați, că doamna e... Dar cu ce spune, mă rog. Asta e, de acum, numai cu asta, dacă mai mănip. De ce mă faci, mă rog? În primul rând, nespus de bucuroasă că mă aflu între așa dumneavoastră și mândră de profesorul meu de gramatică. Am avut privilegiu ca în clasa 5-a și clasa să învăț, chiar în 2 ani, doar în 2 ani, o gramatică de fier pe care a predat-o domnul profesor, prin niște exemple extraordinar de simple, printr-un spirit ludic și printr-o moralitate desăvârșită. Ne captiva la orele dumnealui și într-un fel poate își cerea scuza, măi copii, nu o să vă aduc acum nu știu ce citate extraordinar de complicate, vreau să înțelegeți fenomenul gramatical în sine. Și am preluat din metoda domnului pe parcursul anilor, predând limba și literatura română la liceu și apoi la gimnaziu, în Piatra Neamț, la o școală din Piatra Neamț. Și această metodă a dat roade întotdeauna. În al doilea rând, mă bucur să revăd persoane foarte dragi sufletului meu, domn profesor, domnul profesor Lovin, care m-a ajutat să ajung și dumnealui să ajung unde am ajuns, și părintele Moraru, părintele de suflet al familiei noastre, și multe alte persoane îndrăgite. Iar în al treilea rând, mă voi referi la cartea respectivă, Alexandru. Eu am citit mai de mult primul volum, de mână cu ai mei, apoi... E al doilea, primul e Dumnezeu este bun. Da, Dumnezeu este bun, mă scuzați. De mână cu ai mei am citit un pic mai de mult, iar Alexandru am reușit cam jumătate de roman să citesc și... Nici nu știi ce ai pierdut. Dar voi citi pe parcurs, normal. Din lipsă de timp. Ce-am reținut aici, și pornesc de la vestitul semiotician, îndrăgit sufletului meu, Umberto Eco, și de la lucrarea limitele interpretării, care sublinia trei forme de interes pentru a capta, de fapt, interesul lecturii. Și anume intenția autorului. Ce vrea să spună autorul într-un text? Și mi-am pus și eu întrebarea. Ce a vrut să spună domnul profesor Janiscu, ce a vrut să spună în acest text? În primul rând, după părerea mea, a vrut să spună că își iubește nespus de mult satul, Valea Șoșii, comuna Poduri, oamenii și caracterele din acest sat, cu calități, cu defecte, cu ceea ce este uman, aceste personaje. Apoi, ce spune textul ca atare? Și ce vrea să transmită textul ca atare? Vrea să transmită foarte multe. În primul rând, o întrepătrundere extraordinară între aceste planuri narrative, un dialog vivace care, până la urmă, transformă totul într-o magie. Și captează foarte, foarte mult. Îl ține permanent, de fapt, treaz acest cititor. Da? Iar în... Da. Și o altă modalitate de a capta interesul lecturii la Umberto Eco este felul în care dorințele, scopurile autorului, de fapt, se manifestă în text și captează cititorul. Și care ar fi scopul unui cititor? De ce ar citi acest text? Și după ce ar citi acest text, cu ce ar rămâne? Mi-am pus eu aceste întrebări. În primul rând, probabil că pe tot parcursul acțiunii caută să se regăsească. Se regăsește poate în acțiune, în personaje, dar se regăsește și în magia acestui loc. Și închei prin câteva versuri ale lui Eminescu, fiind mai am un singur dor în liniștea serii, iar eu continui așa, să-mi dați poate să privesc un tablou cu Lunga de la Poduri de Ștefan Lucian, aceste cărți minunate,
și apoi pot să mor fericit. Păi poți, da? Pe ultima strofă, tu trebuia să te cuprinzi la ce faci. Și noapte candele s-a prins de bine pe pământ. M-aș bucura să mai am privilegiu să particip și la alte evenimente de această anvergură. În primul rând, alături de domnul profesor, căruia îi datorez tot respectul până la sfârșit. Da. Mulțumim. Am înțeles că din aceeași zonă... Da. Este foarte adevărat că vă vorbește un profesor de fizică. O să ziceți ce legătură are cu literatura. Sunt absolvent al Universității Ieșene, care acum este în Doliu. Da. Dumnezeu să-i odihnească. Vă spun bun venit celor care n-au pășit niciodată pe aceste plaiuri mirifice de legendă și istorie ale Comunei Povești. Celor care au fost de mai multe ori, îți sfătuiesc să urmeze pamblica de asfalt ce duce spre Cernu și o singură plimbare îți faci o părere despre comunitatea pădureană. Este foarte adevărat că pe timpul când eram și viceprimar la comună, cu câțiva ani în urmă, am condus o delegație de la Muzeul Satului și respectiv de la Academia Română în comună, pe la siturile arheologice, tot ce înseamnă monumente istorice și așa mai departe. Și dânsi ultima replică mi-au dat-o ce n-am mai avut cuvinte să spun. Cele mai frumoase monumente istorice sunt monumentele sufletelor pădurenilor. Sunt niște oameni pădureni delegat la rană. Indiferent că este zona Bucșești, Cornit, Leren, Cernu, Bulen, Poduri, Valea Șoșii, dacă i-ați cunoaște sufletul pădureanului, este așa cum spunea Neamărin, că își dă și haina de pe el pentru oltenii lui. Așa suntem și noi, să știți. Și dacă spunem un bună ziua apăsat, apoi fiți sigur că ți l-a spus din suflet. Și acum revin. Să știți că locul nașterii mele, a domnului învățător Iscu Nicolae, fratele lui domnul profesor Jean Iscu, a multora dintre noi, familia isculeștilor în comuna Poduri, am făcut o statistică cu ani în urmă, deține locul întâi la nivelul comunei. Cei mai mulți? Dintre cei mai mulți isculești, domnul profesor Jean Iscu s-a detașat mult, 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 pentru că are darul vorbirii și al sufletului curat. 12 ani cât am fost director coordonator, am fost la orele de limbă și literatură română. Am fost la lucrările de gras susținute. Era o plăcere. Credeți-mă din suflet că vă spun adevărul. Cărțile domniei sale, eu le-aș spune doar așa, că firul roșu acestor cărți, exact cum spunea fata ce mi-este dragă înainte, ce să vă spun, este adevăr și credință și un har de la Dumnezeu, cum spunea cineva înaintea mea, dată profesorului, noi așa îl alintăm, Jean Iscu, noi îi spun Gheorghe, să mai aseamănă cu glumele simpatice, ce ni le spunea domnul profesor când eram tineri. Copilăria mea și a domnului profesor și a domnului Neculae Iscu, a lui Mărioara Iscu și mulți, mulți din familia domnului Vasile Iscu, fie țărâna ușoară, tatăl acestor oameni, oameni cu o mare zic, să știți că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre.
îmi aduc aminte că dânsii, familia Iscu, Jean, Nicolae și Tică și toți cei din familia Iscu și Rubedenile, mergeam cu Plugușor, mergeam cu Steaua, mergeam cu datinile strămoșești. Era o frumusețe rară. Alterna tradiția creștină cu glumele simpatice, punem ghilimele de rigoare, a profesorului, viitor profesor Janescu. Părinții, e adevărat că domnul profesor Colăcel zicea că e o asemănare. Eu vă certific cu mâna pe inima că l-am alintat pe Barba-i Sfântă, pe tatăl acestor copii, Janescu și cei din familie. Era un om un creștin desăvârșit și de asemenea un suflet nobil ce nu vă puteți imagina. Iar mămica domniei sale și a fraților și surorilor era o croitoreasă desăvârșită. Desăvârșită. A urmat apoi căile vieții. Dânsii la liceul pedagogic, eu la Universitatea Ieșeană la fizică, ne-am reîntâlnit la catedră. Cele mai frumoase activități cultural-artistice și sportive au fost făcute. Inima acestor activități era profesorul Janescu cu soția lui doamna Tanța și cu toți cei din familia Isculeștilor, cum zic eu. Și să știți că era o frumusețe rară, o frumusețe rară, începând cu cernaculurile literare. Eram copii veniți de pe bănci din aula universitară sau de pe băncile școlilor. Joile tineretului. Unde s-au dus aceste clipe? S-au dus în neant. Ce vor rămâne din tradițiile populare? Discutam cu cineva, zice, anul acesta câte cete de colindători cu Steaua ai primit de Crăciun. Îi numărăm pe degete. Dispar toate acestea. Ce rămâne în schimb, rămâne sufletul curat al pădureanului și ceea ce ne învață preasfințiile lor la Sfânta Biserică. A fost perioada asta mai grea, cu flori și lacrimi pentru majestatea sa, regele Mihai I al României. A urmat apoi tradițiile acestea și zilele de Crăciun. Vine anul nou, trece Boboteaza, iar ne întoarcem în acea, numai dacă deschizi televizorul, ce să-i spun eu nepoțelului meu? Să-i spun de copilăria mea de altă dată sau să-i spun de ce privește la televizor sau să-i închid? Spunea cineva foarte bine de Academia Română. Sunt primul care susțin candidatura profesorului Janescu. Pentru că la Uniunea Scriitorilor. Și de ce nu să aspirăm și mai sus? Are potențial. Noi îl susținem. Doamna primar, împreună cu domnia sa, cu domnul consilier Neli Iscu și cu toți consilierii ce suntem acum la primărie, eu răspund de asemenea de partea aceasta, Comisia de Învățământ, Cultură, Sănătate, etc. Facem niște activități cum făceam altă dată, îmi plac. Domnul profesor Janescu și domniile voastre, primiți de la familia Bia, un colind, ce l-a mai spus și părintele Vasilică la telefon și altor colegi, cerul senin al vieții dumneavoastră să vă întâmpine cu căldură toată viața. De asemenea, să aveți liniște sufletească în noul an și multe bucurii, să dea Dumnezeu să ne întâlnim la multe astfel de activități că avem cu ce ne prezenta. Vă mulțumesc! Dacă mai dorește cineva, vă rugăm, vă rugăm, vă rugăm.
plec de la această distinsă adunare și activitate, fără să vorbesc și eu câteva cuvinte. Calitate de soție a fostului coleg Grigorașa Chirioan, în paranteză a spus Dumnezeu să-l odihnească, de 6 ani nu mai e printre noi, care cu mult drag ne-a vorbit de familia Iscu, fiind coleg de generală și de liceu pedagogic cu domnul Jean și cu domnul Mică. Foarte multe amintiri le-au legat. Și spun și eu, deci, că am o afinitate deosebită față de această familie. Între timp, domnul Sandel este și cu mătru meu, așa, iar fata domnului Janiscu a fost la mine, distinsa Roxana, juristă, parcă la București, avocat, o studie juridice, la fel Ginuța Fina și cu Andreea, fata domnului Iscu, cu pregătire superioară, învață în Moinești, profesează în Moinești. Domnul Iscu, domnul Părnică, am fost colegi de cancelarie, la comisii metodice și spun că această familie datorează foarte mult părinților. Eu zic că îmi vorbea de, cu mare drag, de mama dumnealui, de tatăl, la fel și mama soacră, până mai cunoaște și eu familia. Într-adevăr, am avut și eu ocazia să merg odată la Moinești cu mama, pe când, în timpul înainte de 89, nu mai circulau mașini și ar trebui să mergem pe jos. Era o campanie agricolă și vă spun sincer, o femeie așa deosebită, femeie simplă, dar credincioasă, vrednică, destoinică, cu multă înțelepciune. Seamănă cu mama, nu? Nu mi s-a părut. Seamănă cu mama, nu? Că mai există, cred. Seamănă. Da, excepțională femeie. Toți sunt buni cititori. Și surorile, Marioana, Veronica, îmi pare rău că nu este aici. Sunt niște fete deosebite, la fel doamna Tanța, care a fost bibliotecară. Bănuiesc că ea cooptat așa mai mult pentru a citi lectură suplimentară. Mai în tinerețe, îmi spunea domnul Sandeliscu, cât de cărți a mai citit și cât se vede de internet, că așa și cu doamna Mărioară, domnșoara cu doamna Mărioară, pune acolo tot ce e mai inteligent. În ce privește opera deosebită, excepțională a domnului Iscu, felicit pentru har și determinare și să-i dea Dumnezeu multă sănătate, să încânte toți cititorii, iar familia să fie într-adevăr mândră. Că aveți cu cine v-am mândrit, urmașii au ceva excepțional de la rămâne de pe urma domnului Iscu. Da, vă mulțumesc! Dacă altcineva mai vrea să zică ceva, să zic. A, domnul Nelis. Te rog. Dați-mi cât eu vorbesc, să vă plictisez la urmă. Am citit cu mare interes toate volumele scrise de domnul profesor Jean Iscu. O persoană dragă nouă tuturor celor din comună, am petrecut multe clipe frumoase împreună, multe evenimente și la școală și în alt fel de evenimente. Referindu-mă la volumele scrise de dumnealui, o mare plăcere de recitit, dacă în primele 3 volume prezintă mai mult autobiografia a familiei, a obiceiurilor, a pățanilor, tatălui dumnealui în război, anii petrecuți la școala normală, la Bacău, prezintă activități din viața didactică de la Poduș și alte activități pe care le-a mai desfășurat dumnealui. În următoarele 3 volume
Este o întâmplare cu totul mai specială și am să plec de la un mic adevăr pe care l-am desenit și l-am discutat, l-am analizat împreună. Deci pleacă de la un adevăr care s-a petrecut acum vreo 5 ani de zile, când trebuie o familie de la Constanța a venit în zona noastră la Poduri, necunoscând nimic, erau cam cu vreo 5 ani mai mari ca mine, era persoană, familie, erau deci puțin mai în vârstă ca mine și stând și depânând multe povestiri, am luat concluzia că dumnealui și avea rădăcine în comuna Poduri. Deci de aici se trage istoria celor trei volume scrise de domnul profesor. Deci în concluzie este că bunicul personalului care a venit la mine, deci când era cam de 7 ani, probabil că înainte de anii 1900, el făcând parte dintr-o familie cu 5 copii, mama lor le-a murit în ce împrejurări, domnul profesor a prezentat dumnealui mai pe la toată problema, și într-adevăr a rămas numai cu tata care din diverse motive, găsind o altă femeie care a căutat, adică i s-a promis că se vor căsători cei doi, numai dacă tatăl scapă de copii. Și în felul acesta, tatăl a plecat cu copiii, deci, Alexandru, da. Bunicul celui care a venit la mine, deci el avea 7 ani și era copilul de la mijloc, 2 mai mici, 2 mai mari. Astfel ei au plecat în lume și au ajuns la Constanța, așa spune nepotul. Doar 2 dintre cei 5 copii au mai păstrat legătura între ei, ceilalți n-a mai știut nimeni nimic de ei. Deci acel copil de 7 ani, în viața lui a trăit la Constanța, n-a mai revenit pe meleagurile noastre de aici. Generația următoare, deci tata celui care a venit, n-a mai venit pe meleagurile astea, dar s-a povestit din Pidiu Grai multe întâmplări, multe pățanii. Iar cel care a venit la mine, venind la stațiune la Slănic Moldova și fiind într-o zi liberă, amintindu-și de povestirile bunicului și a tatălui, a ținut să vadă numai decât o carte pentru prima dată a venit aici și nu știu prin ce mister, a ajuns la mine la pată, fiind și tot turistul, și apoi am depărat mai multe amintiri din astea. Am mers împreună cu dumnealui la 3 persoane care le consideram cele mai vârstnice ale satului la acel moment. Și am căutat, poate, cumva, cineva, dar având în vedere că evenimentele cu plecarea lor la Constanța, deci decesul mamei de atunci, și nașterea celor care mai treau era o diferență de 10, 15, 20 de ani de zile, n-am putut prinde absolut niciun fir legat de cineva să fi transmis prin Viu Grai ceva. Deci, în final, asta a fost povestirea. Am mai povestit și o la alte persoane, zic, poate cumva auzim ceva sau mai pomenit despre acea întâmplare, nu. Ei, discutând cu domnul profesor toată problema asta, care dumnealui a modelat și a șlefuit și a făcut cele 3 volume pe care, ultimul, Alexandru, pe care am avut onoarea să-l vedem. Le-am citit toate cu mare interes. Ce m-a fascinat foarte mult, nu, adică ce m-a fascinat și acum, că evenimentele se petrec undeva, o parte dintre ele, în satul Valea Șoșii, și dacă chiar mulți dintre noastre, fie că bănuiesc că toți, apreciați deosebit pe aceste volume, pentru mine, care am coblărit și poate mai calc și acum pe urmele pe care au călcat eroii din acele tipuri, mă face totul să fiu mai mândru, așa poate fiind localnic de acolo. Și mai este o problemă. Domnul profesor folosește foarte multe denumiri care generațiile de acum efectiv nu le, sau le-a uitat, sau nu le face. Coasta Sânului, o zonă a satului Valea Șoșă care se numește Coasta Sânului. O chestie foarte exactă. După aia, multe din evenimente se găsesc la Floarea Călărașului. Iarăși e o zonă acolo unde multe din personajele principale își petrec activitatea la Floarea Călărașului. Sau Flutioaia, sau alte. Cel care poate în asta nu spune mult, dar pentru noi care suntem acolo facem legături. Multe porecle date, multe personaje care poate și în zilele noastre să-i spui numele de Iscu, să uită așa, nu știu, în momentul în care i-ai spus porecla, să știi exact despre cine este vorba. Deci, într-un cuvânt... Poți fi mai concret cu porecle? Ca dacă a cerut dumnealui, deci da. Pleș.
pleșul, pleșul îi se spune. Dar pleșul e ceva frumos, mai ales de pâtrea. Dacă mai sunt și alte lucruri mai s-a povestit mai înainte de familia Isu, probabil că este cea mai numeroasă din Comuna Podul, după spus așa, și chiar în discuții cu domnul profesor, stabilizăm nouă ramuri de iscu. Cu pleșul, cu drăgăstan, cu popa... O regla cu pleșul, mă iertați că vă întrerup, în carte este asumată cu mândrie. Da. Și acum de-aia și-a băbut curajul să-l... O mică paranteză, un domn salariat a primăriei care a fost aici toate la Vărăiscu, era Tilin, nu știu toată lumea. Dacă întrebai ei la primărie să întrebi, care se uitau unul, băi, dacă zicea, Gică Tilin, atunci te trebuie acolo. Și nu era o supărare pentru ce așa. Încă o dată, felicitări domnului profesor pentru țească și poate ne va mai... bucura cu o astfel de scriere și în continuare și vă mulțumesc. Da. Mulțumesc foarte mult. Nu o să vorbesc acum, datorită și unor probleme de ordin administrativ. Mă simt ca la ora de limba română, deoarece domnul profesor Rovin a făcut treaba asta. Nu o să spun foarte multe lucruri, pentru că e posibil să spun multe prostii și să fac multe, să nu fac multe acorduri bune și atunci sunt mulți profesori de limba română aici pe metru pătrat și nu vreau ca să intru în colimator, să zic diplomată, așa. Diplomată. Da. Da, dacă nu eram diplomată, nu eram aici. Da, un amare adevăr. Da, ăsta este un adevăr. Da. Aș vrea să spun câteva cuvinte, nu neapărat despre cartea domnului Jean. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre domnul Jean. Și spun lucrul ăsta pentru că ne tot întâlnim și tot ne întretăiem fiecare cărare acum în ultimul timp. Este un om perseverent. Asta nu numai pentru că are foarte multe volume scrise. Este un om perseverent pentru că duce, să spun așa, limba română undeva, literatura română, pe niște culmi înalte și asta înseamnă că îi datorează foarte mult Comuna Poduri, deoarece în cărțile dumnealui este cumva o istorie a Comunei Poduri. Și cred că asta este foarte important și noi suntem datori pe această cale, datorită acestui lucru. Dacă acum ceva timp în urmă, la ultima dumnealui lansare, am spus că este un Ion Creangă al Comunei Poduri, eu încă mențin părerea, deoarece, nu neapărat din cărți, deoarece eu mă întâlnesc cu dumnealui și este un tip foarte hasliu, și foarte plin de anecdote și așa știe toată lumea, nu cred că spun. Și ceea ce îmi place foarte mult la dumnealui este că dacă are ceva de spus, a spus întotdeauna totul în față și eu apreciez pentru că puțin mai sunt astăzi oameni care sunt așa direct și sinceri. De asta și cărțile dumnealui sunt directe și sincere, ceea ce de asta și cred că impresionează atât de mult publicul care le pe cititorii care îi aveți dumneavoastră. Deci directe și sincere, merită 10. Merită 10. Da. Cu prisos sincer, domnule. Merită și atunci. Da. Și atunci. Chiar mă simt foarte bine. Vă mulțumesc, domnul profesor Jean, pentru că mi-ați dat și onoarea să fiu lângă profesorii mei, lângă colegii mei, lângă vecinii mei care sunt astăzi profesori de limba română și chiar recunoscuți, cu fiecare dintre dumneavoastră, cred că nu neapărat din funcția asta, cred că din funcția de învățător m-am întâlnit și am avut, cum să spun, o colaborare chiar și cu domnul profesor universitar aici de față, tot ne-am cunoscut tot cu domnul Ioan Pusuiu, cu carte nu e vorba despre mine aici, e vorba despre domnul Janiscu. Îi mulțumesc domnului profesor Lovin, care pentru mine este de nota 200, nu de nota 10. Datorită dumnealui știu eu astăzi română și gramatică. Și tot datorită dumnealui am luat 10 la bacalaureat. M-ați făcut într-adevăr chiar să mă simt ca la ora dumneavoastră, pentru că vă ascultam cu mare atenție. Acum nu știu dacă... Nu cumva aș de frică, așa că dacă era, trebuia să te-am smerit, să nu... Nu eram. Nu, dar am glumit asta cu frica. Nu eram rău. N-a fost nu, rău. Niciodată. Nu. Asta a fost o glumă. Deosebită plăcere chiar mi-a făcut și sunt chiar emoționată pentru acest lucru.
Nici nu știu ce să mai spun. De Diana, Jean, doar când erai mică, Diana, te țineai după bunică ca un cățeluș. Nu da, poate de vorba din casă, domnule. Eu am fost crescută de bunicii mei. Așa, lângă noi acolo. Eram, am fost vecină cu domnul profesor. Și noi suntem rude. Dacă aveți vreo pilă, să practică bilele la ora actuală. Da, pilele. Veniți la domnul profesor Lovin și vă pun o pilă. Da, mulțumesc. Mulțumesc și pentru că m-ați lăudat. Nu, în adevăr. Mulțumesc frumos. Încă o dată vă felicit. Știți ce vă urez? Eu vă urez ca împreună cu familia să rămâneți tot atât de bine închegați și bine și vesel tot timpul și niște oameni de suflet, pentru că probabil asta este motorul care vă face să scrieți aceste lucruri. Eu vă mulțumesc în numele Comunei Poduri și vă spun că vă apreciez sincer tot ceea ce faceți, vă apreciez sincer prietenia și faptul că m-a susținut și politic. Asta e viața, dacă m-a susținut, m-a susținut, trebuie să spun. Și trebuie... Da, am înțeles. Om sunt. Da, vă mulțumesc încă o dată și vă spun că aveți toată aprecierea noastră și dacă vreodată, oricând, vă apucați de un alt... de un alt roman, noi suntem aici alături de dumneavoastră, mă rog, cu vorbele astea frumoase, că măcar atâtea știți, astea rămân până la urmă. Aceste vorbe frumoase, domnul spune că este critic, dar de fapt criticul înseamnă să critici, nu? Așa e normal. Însă domnul doar a lăudat, nu știu cum e dumnealui critic, dar... Stai, sau replica. Toate laudele sunt critici și toate criticile sunt laude. Okay, da. N-am spus-o eu, am spus-o un francez. Da, de obicei știți că francezii sunt filozofi, da, așa da, că noi suntem da, mai da. Pământeni. Măi, dacă am avut ce să... Chiar ai, sunt da, convinsă, ai problema, da. Sunt convinsă. Nu vă doresc decât atât foarte mulți ani și să fiți sănătos. Mulțumesc. Asta este, cum să zic, probabil că una dintre urările de care avem toți nevoie, dar ca să puteți scrie trebuie să fiți sănătos și trebuie să fiți înconjurat de dragoste. Vă mulțumesc încă o dată tuturor care ați fost aici. Poate o să mă retrag, mai am câteva lucruri de făcut. Și felicit și familia și fetele dumneavoastră frumoase și soția care sunt alături de dumneavoastră. Vă felicit încă o dată și pe dumneavoastră care sunteți aici vașnici și veșnici. Da, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată felicitări. Felicitări și cu... aștept mai multe ocazii de genul ăsta. Domnule Isco, dacă cineva mai vrea... Domnule Isco, alo, domnule Isco, soția dumitale mi-a fost elevă. Știu. Frumoasă, cu minte, modestă. Mai ales. Sincer. Lui acum a rămas frumoasă, în ciuda faptului că, de exemplu, la o anumită vârstă mai apar ridurile. Haideți, domn profesor. Dar să nu ne fie rușine că nici unul dintre ele. Pentru că ele sunt mărci ale timpului, ale existenței. Toată stima, doamna Iscu. Nu numai pentru soțul noastră, ci pentru familia dumneavoastră. El a făcut ridurile. Da? Și referitor la familie. Părintele Cleopa spunea că familia este un sistem cosmic. De ce? Pentru că bărbatul conține femeia, femeia conține bărbatul. Tocmai din cauza aceasta, Alexandru Iscuriu a clacat. A ignorat ce era mai scump, familia. Ce e interesant că un personaj ca ăsta a căpătat proporții de masă. Astăzi, da, părinții care își abandonează copiii... Deci, da, poate un element de actualitate al acestei proze. Un da, element, dacă da, atunci da, era ceva singular, da, poate Dumnezeu l-a trimis un scop. Da, asta este. Pe Iscuriu. Să învețe oamenii că cei care nu își respectă familia sfârșesc trage. Cu un anume scop. Pentru că noi suntem trimis cu un anume scop. Uite, cu ce scop ai fost să trimis, Petrica? Să fii un om. Am uitat să o întreb, mama Dumnezeu. Dar un fragment extraordinar este acela în care domnul Iscu relatează momentul în care a fost conceput, domnule, extraordinar. Tatăl vin din război, însetat de iubire și de dragoste, striga peste tot, Tiluso! S-au îmbrățișat, s-au consopit și eu zicea ieși și până. Mai precis, din vorbă în vorbă, după 9 luni m-am născut eu, cam așa. 9 luni și ceva. 9 luni și ceva, bravo. Ca să vă demonstrez că am citit. Fără mea vrea să zică domn vorba. Nu știu ce aș mai putea să adaug, pentru că s-a... Nu, ați zis că
asta. Așa, pentru că am auzit atâtea cuvinte frumoase despre fratele meu și am încă un motiv de mândrie, când am văzut atâția oameni și m-am simțit atâta de mică ascultându-le discursurile frumoase. Cred că am retrăit cumva momente din viață. Am tresărit prima dată când l-am văzut pe domnul profesor cu orăcel cu barba aia, normal că mi-a apărut tata în față. Așa, trebuie să mă laud și o țin baba. Are carisma, domnule. Are. Nici poți să stau lângă el. Da, după aceea evocarea care a făcut domnul profesor Bia asupra activității culturale pe care fratele meu a făcut-o. A avut-o în tinerețe. Acum, eu am fost pe rând sora unui elev eminent, după aceea sora unui profesor. Acum, da, sunt sora unui scriitor, e altceva. E ceva care obligă și asta și nu e ușor deloc și am văzut că nu e ușor deloc să fii nici sora unui scriitor, nici scriitor. Pentru că el trăiește aparent în lume, între oameni, dar tot timpul analizează, descoperă secretele oamenilor, pătrunde în codroanele ascunse, așa, după aceea îi transformă în personaje. Deci nu e ușor deloc. El și-a colorat gândurile cu toate culorile pământului și le-a așternut pe col de hârtie. Și ce e asta decât iubirea? Așternut pe col de hârtie albă, iubirea asta, iubirea plânsă, iubirea adevărată. Și ni s-a dăruit nouă cu fiecare rând scris. Dacă aș vrea, m-aș referi numai la romanul Alexandru. Eu am, din tot ce am citit eu în romanul ăsta Alexandru, când am citit așa, cam cu sufletul la gură, cam plângând, râzând, zicând doar nu-i adevărat. Am așa o... caut să înțeleg ce a făcut-o pe Ancuța să-i ceară lui Alexandru. Să scape de copii. Orgoliu de femeie înseamnă că nu cunoaște suflete. Orgoliu, nici iubire. Nu știu. Iubire. Este iubire. E o enigmă. Da, rămâne o iubire care a dezumanizat. Așa, o iubire care a dezumanizat. O iubire care, zic eu, condiționat. Din iubire, nu știu. Deci eu vreau despre tot ce am scris, să am propriile mele. Și altceva, deci iar mir curajul fratelui meu care, pentru că a scrie, e un curaj, e nebunia asta de a reconstrui lumea și a așeza sufletul, personajul principal al cărților, el este personajul principal, sigur, și cel mai bine acolo îl vedeți. Și ne plasează, ne aduce trecut aproape, ne plasează în alt timp, creează între noi punți de cuvinte prin cărțile sale. Doamne, sunteți profesoară de limba română? Nu. Dar înseamnă că aveți în gena. În gena. Nu scriu. Păi cui să scriu? Dar vreau să vă cunosc mai bine. Domnul profesor, da. Eu sunt vecina dumneavoastră. Eu vă cunosc pe dumneavoastră. Eu am fost eleva domnului profesor Haiescu, distinsului profesor Haiescu. Așa, bine. Nici nu știi ce ați fie. Deci cartea ați citit-o așa cu inima îndoită sau cu maicea mai? Nu, dar a citit-o așa cu sufletul la gură, pentru că... Așa este. Asta mă interesează. Dar nu venea să cred, ziceam, doamne, nu-i adevărat, am și râs, am și plâns. Citind cartea asta, am trecut prin toate stările. Și... după aceea înțeleg că o condamnați pe ea, personajul, condamnați. Da, și eu la fel. Nu, o condamnați. Nu pe el. Nu pe Ancuța o condamnați, nu pe el. Nu pe Alexandru. Bărbații nu se pot abține. Nu pot rezista instinctelor, doamne, credeți-mă. Înseamnă că... Ce putere ați vieți amintirilor, domnule? Până nu condamnă de cineva. Eu care am fost. Îi mulțumesc pentru tot ce este pentru noi, pentru tot ce reprezintă el pentru familia noastră. El este scriitorul nostru. Noi suntem, așa cum spuneați dumneavoastră, cuminți. Suntem personaje, mai important. Suntem personaje. Nu se poate face. Poate face din orice. Talentul lui poate face orice din orice.
Așa? Și, dar n-am zis dumneavoastră că familia așa. Și vreo 25 de ani. Frumos, frumos vorbim. Și și toate, tot ce suntem noi astăzi, o familie așa frumoasă, așa cum, să, cum suntem datorită părinților noștri, datorită tatălui nostru, iar tot ce a așternut în carte Jean despre tata sunt din relatările tatălui nostru, care cu răbdare a fost un om deștept, dar fără posibilități. Cum erau vremurile înainte? Cum erau vremurile înainte, dar ne-a transmis și tot timpul a avut darul de a ne pune în suflet o stare de liniște și noi am putut să ne dezvoltăm frumos pentru că am avut liniștea sufletească. Ei au avut și ei neajunsurile lor, eram foarte mulți copii, dar lipsurile nu le-am discutat niciodată în, în prezența noastră. Noi am avut atât cât, cât au putut să ne ofere, eram mulțumiți. Am avut tot, tot ce ne doream noi. De că atunci atât ne doream. Doamne, v-ați repede sufletul meu. Da, mulțumesc! Vă mulțumesc! Se poate să-i spune o dată. Bravo, la domnul profesor Petrică Colăcel o are de când a murit tatăl lui. Da, da. Deci tot în legătură cu familia. Dacă mi îngăduiți, apropo, dacă voi că tot ați început să vorbiți toți, eu m-am grăbit și am vorbit puțin și rău am făcut din ce constat. Ca de obicei. Ca de obicei, exact. Nu, acum la modul foarte serios. Mulți m-au întrebat, a fost greu întâi să o conving pe mama și pe urmă pe nevastă mea. E de la cum arătam și eu, în rând cu toată lumea, n-aveam barbă. Eu l-am înmormântat pe tata în 1999, pe 10 aprilie. Era în sâmbăta învierii. Intră raie și Dumnezeu. În sâmbăta învierii. Mirosea satul a cozonac și a pască și eu. Da. Așa. Noaptea, în noaptea din înviere spre 11 aprilie, atunci a fost. Ai mei au plecat la biserică, am lăsat-o pe mama cu cineva, n-am putut să mai stau cu ea la casa natală, am venit la apartamentul meu din Zăvoi, ai mei au plecat, nevastă mea și cu feciorul meu, la înviere. Eu am rămas acasă, am pus pe masă, înainte de miezul nopții, o farfurie, o felie de cozonac, un ou și o lumânare, cu chibritul lângă ea. Când Sfinția sa, Patriarhul Teoctist, că el era atunci, a ieșit și a spus, veniți de luați lumină, a, și el a să uită, am oarecare emoții, dar mă rog, ca să-i explic lămuritura asta cu barba, că mulți mă tot întreabă, ce-i cu barba asta? Asta este cu barba asta. În momentul în care a devenit, am aprins chibritul. Au mai trecut secundele alea care trec și Sfinția sa, Teoctist, a spus, Hristos a înviat. În momentul acela, eu am răspuns exact. Eu am răspuns, tata a murit. Ce puteam să zic? Și atunci m-am jurat că nu m-am mai rat. Asta e expresia, asta e explicația bărbii. Ce să fac? Ai luat responsabilitatea tatălui. Da, cum adică dacă m-am jurat că nu m-am mai rat? Conjurăminte de bărbăție sunt altceva, Doamne fere, mă aude cine deci eram, eram în Moinești cu tatăl meu, care avea așa o barbă asta exact, așa frumoasă, îngrijită, cum scrie fratele meu așa, ninja, mergând cu tata pe trotuar, deci toți copiii l-arătau cu degetul ca fi Moș Crăciun. Asta pățește-o de fiecare dată. Așa. Păi și foarte că... răbdător să oprea și vorbea cu fiecare. Ce să ia cu mămicile care le spunea că nu mănâncă. Eu eram grăbită, hai tata. Dar el atâta de răbdător m-a lăsat. Fă ce vrei, zice, eu am de vorbă cu copiii acum. Era atât de răbdător și el era transformat într-un Moș Crăciun. Aceste momente sunt mai frumoase. Da, da, sunt libere. Da. Hai să vă spun și eu ceva. Am o bătrână lângă mine, o cunoaște vecina mea. Doamna în vârstă. Doamna Rivoschi, nu? Da, da. Acum e la azil, și-o pierdut și mințile. Și am văzut-o cu o plasă de cartofi în mijlocul cu străzi. Și am spus, tante, stați că vă duc eu. Stați că vă duc eu cartofii ăștia. Era îmbăcat în zdrențe. Da. S-a uitat ca la panoramă lumea. Zice, domn profesor, mă lasă-vă la el de braț. Da, poftim, lasă-mă de braț. Dom'le, am ajuns acasă, i-am pus plasa pe pismă. Da. Și în momentul ăsta îmi spune, bătrâna, tare mi-a să mai plăcut mie viața asta. Era dus.
Eu m-am blocat. Nu te zici nu-ți vorna, mai urmă. Lasă-mi și creada asta. Lasă-mi vă spun, domnule. Ia că eu n-am urmă. Dar nu vreți să intrați în casă? Nu vreți să intrați în casă? Serviți orațiu? Doamne, eu nu vreau. Matale, îți plac băuturi de scumpi. Tante, mă duc că mă așteaptă nevastă mea. Alea ar dracu din muieri. Domnule, atât ați de egoiste că îmi prind un bărbat. Asta apropo de, de ce a cerut să lase copiii. Da, nu le mai dă drumul, domnule, nu le mai... Dar și eu, am stricat casă la greu, domn profesor. Am plecat, la revedere, domn profesor. Când am ajuns lângă poartă, mă cheamă înapoi. Când mă cheamă... Da, poftim. Zic că, domnul profesor, sunteți un bărbat sexy. Domnule, când am auzit treaba asta, nu mi-a zis în tinerețe în viața mea așa ceva. Domnule, știți că m-am măflat la treaba asta? Și am ajuns acasă. Măi, omule, unde umbli mea? Uite, m-am făin la primază, cu ochi, mi-ai dus drojdie. Nu-i tot orașul drojdie, eu de acolo. Și că mă, dar știu și cum a făcut cineva sexy. Și-o băs cu șoc de tine. Ei, pe asta nu imagina nici Ranici cu Romanul. Auziți? Când am spus cine, a început să râde o hovoță, m-a iertat. Nu mi-a mai zis. Vedeți? Astea sunt discuțiile cele mai frumoase. Da. Dacă mai dorește cineva, pentru că trebuie să-l auzim pe autor. Aolea! Da, nu? Drept de autor. Cel mai așteptat. Da? Bine, atunci aveți cuvântul. Aș dori ca, virgulă, cuvântul meu să poată fi întrerupt de oricine și oricând dacă va fi provocat sau dacă vrea să mai arunce o provocare. Vă dați seama că este extraordinar de greu de mulțumit la fiecare în parte pentru minunatele cuvinte. Mă gândesc cu groază, nu cred că merit eu chiar așa cuvinte, tot timpul m-am gândit la asta. Când am citit articolul scris de domnul Isache, când am citit prefața scrisă, am zis cum... Eu așa scriu, ca să nu creadă... Și m-am gândit așa... E modul meu de a ridica. Până la urmă, zic, poate eu nu merit, dar poate opera mea sau ce am scris eu, poate merită măcar așa. Mă bucur nespus de mult că am pe preacucernicii părinți, care sunt niște prieteni adevărați, și ca oameni, și ca parohi, și ca preoți, care sunt minunați. O parte din ei sunt personaje. Uitați-vă, domnul Morar Petrică, uitați ce cuvânt. Dar ce portret îi faci, domnule? Ce portret îi faci? Domnul Morar. Extraordinar. Într-unul din romanii. De mână cu ai mei. Nu mai știu, da. Da, n-am reținut. Merită să fie cel puțin mitropolitul Moldovei, da. Pentru că a fost un om extraordinar și este în continuare. Da, măinește, le regretă, așteaptă mereu. Deci, asta este o dovadă în plus, că în Moinești sunt foarte, foarte mulți oameni din poduri. Deci, da. Cum să zic, nu știu să mă laud sau nu, dar este o realitate, că oamenii din poduri sunt în foarte multe părți, cel puțin Bucureștiul e plin acum de pădurini, Iașul e plin de pădurini, e fata domnului Puiu Bibiriș al lui Iuliana, cum o cheamă? Ancuța Biberi, profesor, doctor, filolog la Iași, cercetează, a dat doctoratul la München, mă rog, vedetă mare, figură. Am invitat-o și pe ea, dar a zis că are alte priorități. I-a spus program, eu, e asta așa, prioritatea numărul unu al tău este tataia. Tataia, adică domnul profesor Puiu Biberi, care este un om extraordinar, deosebit. Așa, vă mulțumesc, deci, ca să dau un factor cum nu vă mai operând, domnul Lovin, deci un eminent profesor pe care îl cunosc de când am intrat eu în învățământ, din 63, domnul Petrică Colăcel, eu de atunci îl cunosc, eu am mai vorbit cu dumnealui când i-am dat cărțile, am avut un prieten comun, un coleg de-a meu, Culiț Pădurean, profesor de franceză, și ne-am întâlnit odată la Cumănești, acum, după ce apare așa, poate e un semn divin și acesta cu întâmplarea extraordinară care va determina domnul Petrică să lăsați așa barbă, este după un fenomen. Dacă vreți să mă credeți, m-am dus la niște bodești pe aici și am zis, măi, fată, te rog frumos, dacă vine un om așa, n-am spus cum îl cheam,
și cere ceva, să-i dai ceva, că eu plătesc după aceea. Ai cuvântul meu, Dumnezeu? Acum am spui! Să mă iertați, domnul Petru. Excepțional! Am zis așa. L-am descris și zice, dar poate mai sunt și alții cu bani. Nu, ăsta e unic, așa vezi. Pe cuvântul meu, Dumnezeu, puteți să verificați. Așa. Deci, vă mulțumesc din suflet că v-ați deranjat. Oricum, este un deranj. Sper ca atmosfera să vă fi satisfăcut cât de cât, să echilibrezi. Am trăit rar de tot ca astăzi, am foarte puțini ani, o baie de spiritualitate, de suflet, de tot ce vreți noastră ca aici, în prezența unor asemenea oameni, a unei asemenea familii. E mulțumesc rar mai găsesc, dacă mai apuc, rar mai găsesc așa ceva. Așa. Eu vă mulțumesc. Să trăiți. De asemenea, mi-e groază să zic două vorbe despre domnul Petre Isache și despre domnul Danilă, care Danilă, sunt niște, Danilă care am făcut. După părerea mea, sunt niște titani care au grijă de dezvoltarea aceasta a spiritelor, a literaturii. Care ajută cititorii să vă înțeleagă scrisul, domnule. Așa, așa, așa. Foarte mult ajută. Pot să dau câteva din casă, domnul Isache. Da. M-a întrebat odată, măi, ți-a spus cineva că ești bun, ai talent? Nu prea zic, păi, domnul Danilă e singurul am care... Am citit o singură carte și l-am văzut, bă, cum, să aflu că am mai scris încă cinci înainte da, și după aceea să le citesc pe ala, aici ți-e chestia. Asta chiar îți mândru eu de acum de mine, lipsit de modestie, pentru că am scris citind o singură carte, Și a spus că domnul Danilă a citit primul și i-a plăcut și a zis, merită publica nu știu ce. Domnul Daniel cunoaște, aici de fapt. Da. Este un băiat minunat. Și de o modestie enervant. Și de o modestie enervant. Da, da. Așa că, după părerea mea, da. Și doamna Sândulaj, care îi mulțumesc foarte mult, și cu ocazia asta, vă rog frumos, permiteți-mi să vă rog să ținem un moment de recolegie pentru doamna Ana Bușilă, care mi-a făcut... Ce-a murit. Prefața. A murit. Domnule, știi ce scrie Ana Bușilă? Cum? Că acest roman, Fără mamă, fără tată, așa. Este un roman de sinteză, din care nu lipsește nici istoria, nici geografia, nici spațiu mirific al satului românesc. Așa încheie, da. Așa, deci v-aș ruga, dacă vreți, pentru dumneavoastră, care o respectăm foarte mult. Vă mulțumim foarte mult și iertați-mă că mi-a venit cam târziu ideea. Este de origine maghiară, doamna, dar e profesoară de român. Și este dulce când vorbește. Dumneavoastră o știți toți. Mi-a zis, eram la corectare, la teze de capacitate, la Comănești. Și a zis, domnul profesor, tare sunt mucăite aceste profesoare. De la Băcău, era directoarea lui Bacovia, că e din loc din Dărmănești, nu mai știu cum o cheamă. Și am dat acolo, trebuie să verifici, vai de mine, zice, ați calculat, v-am rugat frumos să nu faceți greșeli la matematică de adunat acolo. Zice, din toți cât sunteți aici, numai unul singur a reușit să nu facă nicio greșeală. Acela este Iscu Gheorghe. Și a spus, mulțumesc, domn. Deci, eu m-am lăudat cu chestia asta odată, că sunt cel mai bun la matematică dintre profesorii de română. Așa, profesorul meu de matematică a fost un om extraordinar. Dacă ați observat în carte, în cărțile mele, de multe ori am adus vorbă despre ei. Și am zis așa, actualizând un pic, că șansa unui copil din timpurile actuale este să aibă niște învățători buni și profesori. Să ai norocul să intri. De aici pornește totul. Absolut, absolut. Domnul profesor, numai puțin, acum să vă spun eu cum m-am întâlnit cu domnul profesor Danilă. Când la o inspecție de gradul 1, vine dumnealui și spune de unde sunt eu, i-am spus că eu sunt de la Podurile. Și de unde vine cuvântul ăsta Podurile? Și l-a trimis pe domnul Iscu, domnul Vasilică Iscu, că l-a trimis la fel cu interfon, cu astea, să-mi ia interviu, să... Eu nu sunt cu interviurile, eu sunt cu... Eu vă spun că la noi, la școală, a venit un elev și a scris ca temă unde iepurile mănâncă varzele.
Și asta e, eu sunt de la podurile, de unde iepurile mănâncă vazăle. Și aici a pornit legătura noastră cu podurile, de aceea vreau să apreciez, să apreciați și dumneavoastră, nu numai pe domnul, multe personalități de la noi din comună și mai ales duhovnicii pe care a avut comuna noastră. Absolut. Șova și Isfulă Cătălin, care sunt tot podurindeai noștri. Sunt niște particularități lingvistice aici. Voi învățați lumea podurilor aici. De asemenea, să mulțumesc doamnei Finica pentru cuvintele adresate familiei și copiilor care au venit și au rezistat eroic. Probabil că vor merge cu ceva în bagajul lor de amintiri, de cunoștințe. Familiei mele, care, cu care mă mândresc, așa cum se mândrește și Mărioara, ce să-i fac? Asta e. Nu-i cultul personalității, este totul. Vă spun cinstit, totul e datorăm părinților noștri. Ai dat citat-o, cum a spus țiganul, își am scrie acolo că am găsit. Încă o dată vă dovedesc că am citit cu simt de răspundere, chiar dacă diagonal. Nu-mi fug. Și să știți că nu întâmplător. Știu de suprești. Ei, ochii îmi fug mie, dar nu îmi dicrez neta. Și dacă ne uităm puțin împrejur așa, dacă ne uităm un pic, am crezut. Am chemat aici doar vârfurile, după părerea mea, doar oameni de elită. Să putea face și la stadion așa. Pe, da. Deocamdată e bine așa. Mulțumesc mult profesorului Bia pentru că a evocat niște lucruri foarte frumoase despre noi. Este un domn adevărat, un bun administrator, a fost director coordonator. Învățământul românesc a avut multe realizări datorită oamenilor care sunt. Și acum ca o dovadă că și în prezent sunt și avem destule șanse și speranțe îndreptățite, doamna profesoară Șova Anca, te rog frumos să te ridici un pic, este o tânără speranță a învățământului podurean, profesor de română la poduri. Și doamna profesoară Elena Ciosu, te rog și pe matale, tot tânăr de la școala București, tot de română. Noi nu ne rămâne decât să transmitem, să perpetuăm ceea ce face domnul Janiscu. Ne-am permis cu toate acestea, ca lucrarea mea de gradul 1, să fie pe primul volum a Domnului Dumnezeu este bun. Am extras din lucrarea dumnealui toponime, antroponime și supranume, poreclele, care sunt delicioase din comuna noastră. Și pe data de 23 ianuarie vă invit la susținerea lucrării mele. Așa că, doamna Drugă, de la Universitate. Da. Așa, cu domnul Jean nu rămâne decât promisiunea să transmit copiilor. Am lucrat pe textul dumnealui cu elevii și sunt total încântați la clasă pe eșantionul de lucru cu care am realizat lucrarea și lor le rămâne decât să transmită și mai departe ceea ce facem noi acum. Deci, asta trebuie făcut. Așa trebuie făcut. Deci am fost inspirat. Domnul profesor, eu cu 120 de pagini ale mele n-am să vin subiect de lucrare de grad. Păi nu se știe, măi omule, nu se știe. Domnul Petrică este de o modestie rară întâlnit. Sunt sigur că dacă veți perseverat... Mă chinui, domnul Danilă, la o lucrare, un eseu. Lumea lui Creangă. Da, da. De și la o plachetă de versuri cu care vreau să mă îngroape dacă apuc să o public. Da, domnul Petrică a participat la lansarea cărții doamnei Stănilă, la Moinești, la bibliotecă, unde este o bibliotecă superbă, este extraordinar de frumoasă. Dotată, da. Aș zice că și aici este ceva frumos la nivelul unei comuni. Și mai ales că doamna primar, dar acum prin consilierul dumneavoastră, avea nevoie să ne permită să facem așa, să ne simțim. N-am apucat să vă spun, să mai spuneți și mie... Câți primari din județul ăsta vorbesc ca doamna primară dumneavoastră? Nu știu. Asta chiar nu știu. Chiar nu știu. Să știți că este grație sufletului comun. E de limba română? Ei, na. Am uitat. Iertați-mă. Așa. Abilitatea că trecea de la... Hai că am reparat-o. Așa. Mulțumesc doamnei profesoare Sandulache. Păi 2 plus... Pentru că știe să... Puncteze. Apese să puncteze atunci când e nevoie.
Și unde e simfonia. Așa. Încă o dată, mulțumindu-vă la toți și preacucernicilor părinți, vă urez vacanță plăcută în continuare și vă rog să stați jos, că mai avem de lucru, de alte teme, mai de relaxat. Pe primă vară. Pune presiuni pe autor, lasă-l în anul următor. Doar una pe an. Promite să fie un personal interesant al cu Dumbraru. Promite. Da, va fi... Va fi că are de 10 în tot în astea. Hai ducul ăla cu țăganca, cu tincuța. Da, cu tincuța. Vestea lui Andrei. Mai interesant. Nu, trebuie studiat. Trebuie speculat. Personajul. Cercat, deci mi-a făcut un plan, am scris doar două pagini, în două săptămâni. Foarte greu, eu vă spun, m-am scris, stai Dumnezeu, v-ați vorbit toți, am spus numai despre ceea ce n-am mai apucat eu să citesc, eu am zis foarte mari și mulți. Ce fac voi, Petrică, la vârsta? Și expres, adică am observat că noi scriitori, scriitori în general, trebuie să exprime niște realități, dar puțin sucit, așa, deci... Am fost pus în situația ingrată, asta de a explica de țară. Ce e metaforul? Și m-am exact ce-o până mai bun, aceea n-am citit. Asta e cea mai bună. Păi, vedeți, până la unul le fac eu de toate trei. Eu citesc că un avion, trei ori am citit. Iubese mine și fericire la mulți ani să trăi. Veronica, doamnă, dacă plecăm, tocmai când credeam eu că începe să devină mai frumos. Am avut și geloasă. Nu, vedeți, nu, asta e explicat.